Noi nu să-L putem înțelege pe Dumnezeu foarte simplu pentru că noi suntem complicați. Când vrea Dumnezeu să te arate că e lângă tine, e ceva foarte simplu, aproape insesizabil. Asta e smerenia lui Dumnezeu. Mi-am dat seama, ca bunic, că n-am fost un părinte bun. Am multe regrete. Multe regrete sunt legate de, de lipsa mea de atenție asupra unor lucruri importante din copieria fiicei mele, din uh, relația cu soția mea când eu nu eram foarte în regulă, adică nu eram în regulă deloc. Când uh, m-am întors definitiv în relația cu soția mea, adică în 2005, și am hotărât că nu mai are sens evadarea, infidelitatea, plecarea iurea și căutarea aceleași femei în mai multe femei. Begbeder spune că dragostea durează trei ani eu îl contrazic cumva și spun că ea începe, de fapt, după trei ani, nu, nu pot să știu din ce considerente înșeală o femeie, dar pot să știu fiind bărbat din ce considerente înșeală un bărbat. Și el înșeală când își pierde respectul de sine și când se simte vulnerabil și neiubit suficient de partenera lui. Tata a murit în 98. Eu, poate părea straniu ce spun, dar eu după ce l-am îngropat, nu m-am dus niciodată la mormântul lui. Wow! Pentru că întotdeauna el a fost cu mine în fiecare zi, viu, în amintirea mea. Că a fost suma unor decizii foarte proaste pe care, mă sigur, eu le-am luat și pe care le-a luat și el, care au condus la ruperea prieteniei noastre. Suntem prea bătrâni ca să ne mai certăm pentru că s-ar putea să nu avem timp să ne împăcăm, știi? nu există o politică în România. Există doar un sistem în România care are același sistem și care are toate fețele acoperite de el. Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la vorba lui Jorge. Sunt foarte bucuros să vă anunț că începând din acest sezon avem subtitrare în română, dar și în engleză. Puteți să vă aprindeți subtitrarea dacă vreți să înțelegeți mai bine ce vorbim dacă nu sunteți din România sau dacă vreți să citiți, poate dorm copiii, poate sunteți în moment în care nu puteți să dați volum la maxim și mai bine citiți. Așa că astăzi, sau când vă uitați, avem cel mai impresionant invitat, dacă pot să zic așa, pentru că el acoperă o are mult prea vastă pentru mulți dintre noi, așa că nu o să mai vorbesc prea multe despre el. Bine ai venit, Oreste, la Vorba lui Jorge. Mulțumesc, mulțumesc. Nu pune presiune pe o <laughs> Bine ai venit la Vladil aici, în acest lăcaș sfânt, aș putea spune, pentru noi, pentru că la Vorba lui Jorge aici avem această locație cu prietenii noștri care fac tapet personalizat, mobilier. E absolut, absolut superbă clădirea și contextul în care m-a invitat mă onorează. N-aș fi zis din stradă, așa apare o casă, e ca în secretul lui Bacchus, dacă ți-amintești, da, e da, da. o casă care nu spune nimic la exterior, dar când intri se deschide un univers absolut fascinant. Adică dacă da. ai putea odată să faci un film de prezentare al proprietății, ar trebui, ar trebui ar să fi știu. foarte interesant. Pentru că la noi nu e cu afară e vopsi gardul și înăuntru, știi cum e? Exact super, invers. Super. da. Super, e o altă lume, s-a deschis o altă lume te servesc cu o figa light, cu o figa normală de care... Te rog să mă servești cu ce vrei tu. Cu dar... figa light ca să, să fim un ton cu ce s-a lansat bă, recent. Să, să, să fie energizant. Ai că bătrân să română. Băi, mulțumesc frumos. Hai, doamne, ajută! Și succes dacă taman ce s-a lansat A... să meargă bine. Da, să fie. Doamne aștept. Bine ai venit! Bine, bine te-am găsit! Bun... Spuneam că atunci când am început, când ne-am întâlnit E chiar bun Că n-am nicio întrebare pentru tine Mă sunt, bucură că să știi că nici eu n-am niciun răspuns Sunt foarte curios să te descopăr pe tine în 2023 Pentru că noi ne-am văzut cu mulți ani în urmă Însă nu am conectat noi așa ca doi bărbați Era mai mult o chestie de conjunctură A, profesională Eu între timp să știi că te-am te urmărit și nu obsesiv, compulsiv așa și te-am văzut în câteva prestații și am fost impresionat de abilitățile tale la te cunosc de undeva a, eu și cu fica mea avem uh, guilty pleasure de a vedea emisiunile astea mișto care sunt acum pe Antena 1 și era în topul nostru de preferația a, Mulțumesc, apreciez foarte mult, să știi că și eu te-am urmărit. ales transformările feminine erau... Da, asta, de asta nu o să scap niciodată, asta e clar. Um... Vreau să te felicit că ești bunic. Băi, mulțumesc din suflet. Um, Uneori mă felicit și eu. Păi chiar trebuie, că e și meritul tău doar. Ești... Uh... Așa, mă rog, cu manta. Da, să știi că da, eu am luat puține decizii inteligente în viață. Una dintre ele a fost să mă căsătoresc de tânăr și să fac copil la 20 de ani, ceea ce îmi conferă acum avantajul de a mă putea juca cam de la același nivel de vârstă cu nepotul meu. Și asta e o afacere bună pe care am, am făcut-o. Păi da, chiar mă gândeam la afacere, ai zis ai și, ai zis afacere și mă gândeam, zic, uite, vezi ce investiție da. bună ai făcut încă de la 20 de ani, mulți îmi dau curajul ăsta, poate nici atunci, pe vremea respectivă, nu erau mulți. Să știi că la mine cred că a venit dintr-o sete de vindecare familială, așa, pentru că părinții mei, deși erau și săraci, Dumnezeu să ierte, niște oameni excepționali uh, și fiecare în parte cu mine a fost o, o lecție minunată de viață, uh, ei au divorțat când eu eram uh, destul de fraged așa și am simțit cumva frângerea inimii în două. Ai o parte din, uh, din sufletul meu uh, s-a dus la taică meu, cealaltă parte s-a dus la maică mea, ei, mă rog, Deși erau foarte inteligenți amândoi împreună, n-au funcționat foarte bine și nu prea comunicau așa. Și cumva probabil din subconștiența a născut de foarte fraged la mine ideea că eu uh, trebuie să mă însor, trebuie să nu divorțez și trebuie să, să fac copii repede. Adică asta a fost cumva... Eu la 17 ani când am întâlnit-o pe nevastă mea, în a patra zi am cerut-o Logodnă și peste un an de nevast. Wow! Și ți-a zis mereu da sau a fost nu, și nu? <laughs> nu, pentru că ea, fiind mai matură decât mine, ca orice femeie, desigur, față de orice bărbat, a fost puțin mai neîncrezătoare așa cu puștiul. Adică păream ușor extravagant. Dar după trei ani n-am mai avut încotro persoasiunea mea datorată păi, Erai atât de insistent și hotărât, de fapt. Păi, da, nu eram insistent, dar eram ferm pe poziții. Știai că vrei treaba asta. Da, și acum, mă rog, având timp, odată ce îmbătrânesc să mă psihanalizez așa, cred că resortul ăsta a plecat din mica trauma mea Că nu am ambii părinți la oaltă cu mine. Deși fiecare săracii s-au străduit să compenseze cum au putut lipsa celuilalt. Ai avut momente când, după ce te-ai căsătorit, ai avut chestia asta în muzica engleză, in the back of your mind. Uh... Uh, era o presiune pe tine că nu vrei să divorțezi deloc, deși poate că există da, momente... Da, știu că una... de ce-ți e frică, nu scape. Adică, fiind atât de hotărât să nu mi se întâmple treaba asta, am fost la un pas să mi se întâmple, adică, uh, evident, dintr-un uh, ego uh, stupid și dintr-o acumulare de glorie, din asta de popularitate pe care eu am tradus-o ca o glorie, așa, pentru că, na. Intrând în atenția publicului destul de repede și crescând în niște formate care au avut succes, mi s-a zărit puțin la cap. Și am uitat. Adică am uitat seriozitatea copilului și mai ales a tânărului care și-a propus să nu repete greșelile părinților lui. Și. uitați Era, M-am pierdut cumva pe drum. Dar am avut noroc că. A avut nevoie să mea răbdare multă cu mine și chiar mai multă credință decât mine că ne și putem reîntoarce de, de unde s-a rupt. Probabil că a și fost încă de la început o dragoste foarte sinceră și foarte uh, complexă și foarte rezistentă. Și chiar dacă s-a creat uh, o burtă din asta ca o gumă de meseca de care noi am tras destul de mult, nu s-a rupt. Nu mă parabola. Ai pomenit exact. ego mai devreme. Cum vezi tu ego? Ce ego? Bă, ego e important pentru că el te scoate din nedefinire așa și îți creeze așa o amprentă unică, e o identitate pe care fiecare dintre noi o avem. deși suntem șapte miliarde și ne încadrăm în niște arhetipuri mai generale cu toții, fiecare e unic. Și trebuie să-și dobândească această unicitate prin experiență, prin școala vieții. Și atunci ego-ul în sine e cartea ta de vizită. Nasol e când devii prea plin de sine. Nu când îți descoperi sinele care e ego, ci când te umpli așa, de, te îmbogățești cu tine însuți și nu mai încape nimic altceva acolo. Atunci e complicat îmi zise suie la cap un pic. Dar cred că sunt etape inerente și chiar acum am făceam niște materiale pentru canalele mele de, de online și m-am apucat să recitesc un pic arhetipul lui Jung și Jung spune, are o frază foarte frumoasă, spune că de fapt viața unui om este în planul ăsta al arhetipului, viața tuturor și toți trecem prin absolut toate marcajele care definesc o viață. Că suntem împărați, că suntem cerșetori, că suntem uh, sărați sau bogați. Noi de când ne naștem până când murim trăim o singură viață și e cam aceeași. Cu iubiri, cu trădări, cu prieteni, cu dușmani, cu... Cam <laughs> Viața e ca o mană. <laughs> Crezi că de aia venim toți aici, nu? Da. Noi venim... Uh să ne regăsim cumva, că noi ne-am cam pierdut, adică dacă ne gândim la, la mitul lui Adam și a Evei, ei s-au pierdut de rai, s-au pierdut de Dumnezeu și prin copiii lor până la noi, noi tot încercăm să ne regăsim, de-aia trebuie să și răspundem de-a lungul vieții la niște întrebări, care nu sunt multe. De unde venim, cine suntem, încotro ne întreptăm, care-i sensul, de ce toate astea. Și până la urmă, ce spunea bătrânul Iung e foarte, e foarte corect. Că noi nu trăim mai multe istorie. E o singură istorie, e aceea, și numai că noi murim de la o generație la alta, avem senzația că e doar istoria noastră. Dar acum, uite, avem posibilitatea globală așa să vedem și alte istorii din antichitate până acum și este fix aceeași poveste. Se schimbă decorul, costumul, tehnologia, oamenii pe din lăuntrul lor sunt aceiași. Simți o dorință mai profundă acum a oamenilor de a se descoperi față de acum 20 de ani? Să știi că sunt valuri. A mai fost o dorință pe care am simțit-o și am și făcut parte cumva așa din ea undeva prin 2010-2011 se apropia fatidicul an 2012 și da. țiminte. Ce energii s-au declanșat în zonă, domne, vine sfârșitul lumii. Da, noua planetă. Da, vine. 4D, 5D. Imperiul ne distruge, calendarul mai aia și domne, gata, s-a terminat cu civilizația. Și atunci oamenii, de frică, probabil, au început să fie mai atenți și la lucrurile, hai să spunem, mai serioase, care țin de niște rațiuni ceva mai înalte decât alea de consum imediat. Și a fost un val care a început să se stompeze undeva prin 2013-2014 și simt acum cumva o revenire, odată cu pandemia, știi, că și pandemia asta iarăși ne-a pus în zona de profund disconfort, așa ne-a scos din, cel puțin pe noi aici, din prostare așa de bine și probabil pe mulți i-a -a făcut să-și pună niște întrebări. Și astea sunt importante. Probabil că o să mai dureze un an, doi și iarăși, și o să ne luăm o vacanță spirituală mai lungă. După care o să revenim, nimic nou sub soare. Da, când uh, trebuie să-i aloc meritele Andrei, colega mea care uh, te-a sunat și a ținut strâns legătura cu tine ca să vii la podcast, uh, mulțumesc, Andrei. Mulțumesc. Um, când m-a anunțat că a vorbit cu tine și că vii la podcast, că ai acceptat, prima întrebare care mi-a venit în minte a fost: Oreste, ce părere are despre simulare? Despre, despre. Matrix? Băi, eu cred că noi trăim în propria noastră simulare, să știi că totul e foarte subiectiv. Însă și viețile noastre sunt subiective. Și noi avem uneori impresia că suntem ceea ce credem că suntem. De multe ori suntem și ceea ce cred alții că suntem și foarte târziu în viețile noastre devenim ceea ce suntem cu adevărat. Dar e destul de complicat pentru că m, adevărul n-a omorât pe nimeni, dar nici n-a produs mare plăcere cuiva. Adică să te confrunți cu propriul adevăr e e complicat. E dureros și te aduce din nou la ego. Da. Care... Noi ne privim în niște oglinzi foarte subiective așa. Dar are viața grijă să, să nu te pierzi până la final. Asta eu și mă mai întreabă lumea, domne, dar ce cărți să citesc pentru... Nu cred că din cărți se întâmplă treaba asta. Hai uh, adică nu devii mai înțelept citind. Devii probabil mai înțelept trăind, efectiv, și dându-ți timp să treci prin experiențe, să te doară, să le simți tu, să spui pielea la bătaie, cumva. Riști. Că și cititul e Matrix, și cititul e o lume virtuală, nu? Că înainte era lectura din carte, acum e din online, e din internet, dar tot o lectură, adică tot o imaginație noastră despre ceva, de multe ori nu prea se suprapune peste realitate. Viața ne trage de mânecă din când în când așa și ne aduce cu picioarele pe pământ. Spuneai mai devreme că iubirea voastră a fost mai mare și ați rămas împreună, că era ceva acolo puternic. Ați da, venit a fost ceva ca, foarte puternic. Gând ca stia. suflet de pereche simți la chestia -a asta? La zi am simțit nevoia să, să o cer în logodnă. Vă știați de mai mult voi? Nu ne știam, noi ne-am cunoscut la mare. Vorba vine. Ne-am cunoscut la mare, într-un context care nu presimțea neapărat o apropiere între noi. Era în anul în care a venit Michael Jackson în România, prima dată, în 92. Și el a venit toamna, țin minte, noi ne-am întâlnit undeva prin august la mare și absolut întâmplător, eu știind o gaură prin gard unde se putea intra la concert fără să plătești bilet, căutând să mai au îngașcă pe cineva, am sunat tot și pe ceea ce... <laughs> Avea să-mi devină destul de repede prietene și după aceea soție. N-am mai intrat la concert pentru că ne-au prins jandarmii și am fugit, dar din seara aia am cochetat așa puțin și am rămas împreună. De bun. Deci v-a unit Michael Jackson. Cumva. Sau jandarmul. <laughs> Un va. Da, foarte frumos să poveste. Asta, asta nu știam cu, cu Michael Jackson. Cu... Dar nici nu -am, am avut ocazia să să o povestesc și oricum mai țin câteva și pentru alte podcasturi să nu mă oh, repet, doamne. să nu mă repet tot timpul. Da, e bun, asta e bun. Asta înseamnă să ai experiență în televiziune. Cum a fost uh, tot valul ăsta pe care l-ai simțit uh, de expunere? Uh, ai avut parte și de iubire și de hate, cum se spune în online? O, inevitabil. Inevitabil. Și e corect să fie așa. Pentru că și noi greșim. De multe ori. Și atunci când greșești, lumea te taxează cumva, adică te. Nu, 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 nu poți să rămâi dator publicului. Și atunci, valurile de hate la mine, probabil că au venit uh, meritate. Adică, eu nu cred că mă ura lumea așa degeaba. Probabil că nu eram nicio foarte bine. În momentul în care am fost mai bine, lumea m-a apreciat și am simțit așa cumva o emoție. Altă din partea unui public pe care n a ajuns să-l cunoști niciodată, adică e, e virtual cumva. E interesant pentru că foarte mulți se așteaptă că atunci când încep să prindă poate la public sau uh, devin celebri, au impresia că toată lumea îi place sau că le place, și indiferent dacă postează ceva sau sunt într-o emisiune sau cumva nu înțeleg de ce poate unii nu i plac. Și atunci poate nici nu faci nimic, poate că nici nu, tu ți-ai asumat acum o parte din vină, dar sunt unii oameni care pur și simplu nu rezonează și atunci imaginea păi, unui om de nu-i atrage. Da, eu pe mine m-a ajutat cumva nu înțelepciunea mea, că e nu e a mea. Așa, o, un gând care m-a bântuit mai demult și știu când l-a plantat maică-mea în capul meu undeva până la 5-6-7 ani, când îmi povestea despre Mircea Eliade, de exemplu, care când se apuca de scris, mai că mi a fost profesoară de, de literatura română și atunci inevitabil parte din copilăria mea s-a împărțit între matematică pentru că bunica mea era profesoară de matematică și mă tot bătea la cap să se prindă ceva de mine tatăl meu a fost cineaz, mai că fost profesoară de, de literatură și inevitabil discuțiile la un moment dat gravitau așa în jurul unor autori, a unor cărți, era forma aia de educație pe care părinții ți-o dau fără să te bată prea tare la cap. Și mi-a rămas mie în cap chestia asta că Elia de habar n-avea ce scrie, adică pur și simplu punea mâna pe Condei și scria ca într-un dicteu, adică parcă altcineva uh, conlucra cu el acolo la operă. Și mie mi-a plăcut foarte mult chestia asta și când am avut curajul să mă las, să mă las adică zic băi nu vreau să premeditez nimic, că eu nu vreau să știu ce am de făcut. Eu sunt pregătit să fac ceva și să mă arunc, efectiv, fără, fără plan, fără desfășurător, fără niște idei fixe, domne, trebuie să spun asta, să fac asta. Și când m-am lăsat așa, lucrurile au ieșit mult mai bine decât uh, în celelalte etape ale vieții mele, când am crezut că sunt foarte inteligent și pot eu să-mi organizez și să am eu grijă ce să spun, cum să spun și o să fie bine. Și a fost prost de, de fiecare dată. Mă rog, și, ai ieșit că... bine într-un anumit fel? Nu, astea nu, astea oh, n-au ieșit bine. Adică ce recunosc cu onestitate că a ieșit bine la mine, au fost lucruri de uh, sub dicteu, așa adică pur și simplu nepregătite, neplanificate. Interesant. Mă așteptam uh, tu ca un tip așa cum te-am cunoscut să fii foarte meticulos și nu am, am încercat și am eșuat, adică de fiecare dată când am fost foarte atent să nu scape nimic și să pun eu în pagină lucrurile ca un autor așa au și prost adică eu sunt convins și e propria mea viață să mărturii la treaba asta că autorul cel mare ne pune el în pagină mai bine decât o facem noi când uităm de el Ce și simți adică, că lucrează prin noi absolut. Povestea la un moment dat, am citit povestea cu cartofii pentru cei care nu o știu. Um... Da, a fost o experiență, una dintre experiențe foarte concretă pentru că e simplă. Și noi cumva când ne raportăm așa la spiritualitate, la Dumnezeu, la încărcăm treaba asta cu cu puțină energie de magie, de showbiz, așa, de să fie ceva foarte spectaculos trebuie să fie ceva uh, tulburător. Nu e așa. Adică lucrurile sunt mult mai simple. Uh, și asta e minunat. Mai târziu, citind un teolog german, Husanus, el spune o chestie foarte mișto. Spune că noi nu o să-L putem înțelege pe Dumnezeu foarte simplu pentru că noi suntem complicați iar el e simplu. Și întotdeauna alege să vorbească simplu cu noi. Și atunci de aia noi nu-l putem înțelege pentru că noi ne așteptăm la ceva complicat. La ceva extrem de simandicos, de spectaculos, de sofisticat. Și nu e așa. Și atunci asta cu cartofii a fost o dovadă în plus că când vrea Dumnezeu să se arate că e lângă tine, e ceva foarte simplu, aproape insesizabil. Asta e smerenia lui Dumnezeu, că nu, Abia îl simți, adică e atât de discret în, în prezență, încât uh, poți să-l ratezi. Că nu, nu se bate cu pumnii în nu cântă trâmbițele, nu vin îngerii, nu se deschid cerurile. Cum ne-am așteptat, probabil. Foarte interesant. Păi uite-te la Isus, era foarte simplu. Atât de simplu încât unii au zis că bate câmpii și l-au răstignit. Și asta a fost primul tău moment de impact când ai simțit într-adevăr că Dumnezeu e alături de ah, tine? Nu, sau? nu, nu. L-am simțit de câteva ori tot așa simplu, dar în momentele grele. Și nu că vine El în momentele grele, ci pentru că noi suntem dispuși să-L primim când e greu. Vezi când ne e bine și suntem așa în prea plinătatea confortului, nu ne gândim la Dumnezeu, adică nu, nu încape. Da, când nu mai ai soluții, când suferi foarte mult, când se întâmplă ceva foarte tulburător așa în viața ta, inevitabil te duce gândul un pic și către Dumnezeu și atunci se produce conexiunea. Okay. Te gândești și tu la el, că el se gândește tot timpul la tine. Da. Trebuie, să te, trebuie să fie reciproc. E ca într-o iubire, nu? Iubirea trebuie să fie reciprocă și de ce uităm? Asta e întrebarea. Păi uităm... Acum, dacă ți-aș răspunde strict teologic, uităm pentru că intervine diavolul în treaba asta care face tot ce stă în putință ca să nu ne amintim de Dumnezeu. Dar dacă ți-aș răspunde mai simplu, mai omenește, uităm ca să avem ce să ne amintim mai târziu. Nu uităm definitiv. Eu nu cred că oamenii sunt capabili să l uite definitiv pe Dumnezeu. Îl o perioadă. Dar perioada aia are sens. Că se Asta întâmplă... voiam să te întreb, răul ăla. Cum păi are place? sens, pentru că se întâmplă niște lucruri care mai târziu uh, te vor face să găsești niște răspunsuri. Adică tu trebuie să fii neapărat prost ca să poți să știi cândva că ai devenit deștept. Că altfel n-ai cum să faci comparația. De unde știi că ești deștept astăzi dacă n-ai fost prost ieri? Adică, cum? De unde știi că ești fericit dacă n-ai suferit? N-ai de unde să știi. Bine, poți să fii prost și să nu știi niciodată, dar... Nu cred. Sau să poți să... Nu cred, poți nu cred. Fii... Și de ce nu cred? Pentru că viața e la fel de generoasă cu fiecare dintre noi. Adică eu nu cred că Dumnezeu are partii priuri. Pe unii favorizează și pe mai distant așa cu ei. Nu, ne iubește de potrivă pe toți la fel. Și atunci, cumva, în viețile noastre există niște declicuri care nu ne aparțin nouă. Vin din altă parte. Și alea sunt... semnele că Dumnezeu te iubește cumva. Se, se face simțit în viața ta, când și tu te gândești la el. Trebuie să te gândești puțin, nu foarte mult, dar dacă o faci din inimă, se întâmplă ceva acolo. A fost un moment în care l-ai primit pe Dumnezeu în inima ta, pentru că așa uh, ai simțit din toată inima, adică ai înțeles treaba asta pe propria piele. Nu, Uite, trebuie. eu îți spun, uh, am avut un. îți dau un exemplu. Am avut uh, un prieten foarte bun uh, care a și murit. Uh, din păcate, fiind mai mic ca mine, și știind că e foarte bolnav la un moment dat și că poate așa nedrept se, se va stinge, m-am rugat pentru el, dar m-am rugat uitând de absolut orice în jurul meu, pur și simplu pentru altcineva decât cei din zona mea, familiei mele, pentru, pentru prietenul sal meu. Și arderea aia acolo ca rugăciune, am simțit așa o, un sentiment pe care nu pot să ți-l descriu în cuvinte, ca o căldură care te inundă așa cum, ca o blândețe, ca o bunătate, care nu era de la mine, evident, nu era bunătatea mea. O simți imediat dacă e de la tine sau nu e de la tine. Și atunci pot să spun că l-am simțit pe Dumnezeu. Mai târziu, mult mai târziu, a ce vârstă Când, când... suferea, hai să zicem, cu niște ani în urmă când suferea mai că mai și era pe moarte, la fel, adică în, în, ruperea aia de inimă că îți moare cumva în brațe unul dintre părinți și când a murit taică, când au murit bunicii mei, adică sunt niște succesiuni așa de-a lungul vieții mele, de pe 94 când au murit bunicii, tata a murit în 98, mai că mai anul trecut, de deci sunt așa niște etape de timp. E, fiind acolo Cașa așa a fost datul meu să, să, fiu prezent la morții de fiecăruia din, dintre ei cumva, adică să, să moară aproape de mine. Suferința aia, sfâșirea aia că se întâmplă o rupere aproape definitivă, nu? Între niște ființe care locuiau un trup. Intervine tipul ăla de, de de liniște, de căldură, de. Foarte greu să spun în cuvinte, nu știu cum să-ți explic. E altceva. Vine în inima ta o energie care evident nu are nicio legătură cu ceea ce am fost noi obișnuiți să schimbăm, așa ca emoții, ca sentimente. E un alt tip de emoție pe care nu poți să o uiți. Adică are da, o, o are dulceață că e dulce. Adică orică, cu cât e suferința mai mare, și aici e uh, campioană la a explica treaba asta, este toată ortodoxia, uh, cu cât e suferința mai mare, cu atât dulceța, dulceața lui Dumnezeu e mai uh, mângâietoare. E așa, ca o compensare. Ne atragem singuri uh, lucrurile care nu țin, bineînțeles, uh, care nu au legătură cu moartea, dar problemele pe care ne le creăm, le atragem singuri, suntem noi cei care ne creăm singur problemele care apoi să le rezolvăm și să învățăm din ele sau sunt, sunt da. chestii... Sunt foarte mulți ființi părinți și mi-l amintesc pe călugărul Tadei care a fost un stareț sârb care spunea că de fapt iadul este produsul gândurilor noastre. Adică noi trăind foarte mult în virtualul minții noastre, că tot vorbeam de metris mai devreme, noi nu trăim realitatea deplină. Că o informăm cu ceea ce considerăm noi că e realitate. Percepția. Cu ceea ce am învățat, cu ceea ce ne dorim, cu niște trigăre pe care le moștenim așa genetic de la neamurile noastre și atunci noi populăm cumva realitatea asta care e foarte blândă și foarte simplă și foarte bucuroasă așa pentru fiecare om cu tot felul de prostii care sunt ale noastre sau sunt moștenite de la cei apropiați nouă și atunci ne creăm singuri iadul. că adică nu e în altă parte, e în gândurile noastre acolo. Și când se limpezește mintea, când se liniștesc gândurile, când uh, ai mai multă încredere, că viața are ea sensul ei, nu trebuie să-l desenezi un neapărat, că nu ai instrumentul să înțelegi chiar toate lucrurile, mai ales pe cele nevăzute, nu, nici măcar nu considerăm că există ceea ce nu vedem, dar păi să și înțelegem ce e dincolo de cele cinci simțuri ale noastre. Atunci e posibil să ne atragem singuri sau să ne creăm singuri închisoarea mentală. Da, e o capcană. E o capcană, dar e inevitabilă. Te face, e, e parte din școala vieții, n-ai cum. E bine, e bine așa. E bine cu rău și e... Bă, da. Pe păi, altfel n-ar exista. Gândește-te că dacă Dumnezeu e sensul, toate lucrurile care există au sens, inclusiv suferința, inclusiv durerea, da. inclusiv închisoarea, pedeapsa, toate au sens. Da, eu am vizualizat la un moment dat binelele și răul ca doi frați care se țineau de mână și nu puteau unul fără altul așa... Păi nu, așa ei chiar nu pot unul fără altul. Da. Vedeți că și chinezul ăla când a desenat simbolul Yin și Yang alea desenat într-o armonie perfectă și a mai făcut și un punct alb în zona de negru și un punct mm. negru în zona de alb ca să se tot potențeze la nesfârșit așa. Da, nu se poate. Face parte din experiență. Probabil că în cer înainte de cădere când Adam nu era rupt de întreg nu, și îngerii, mă rog, spun cei care știu mai multe despre îngeri cum e Dionisa Areopagitul, care a și scris de cetele îngerești, toți cei care s-au preocupat de problema asta, inclusiv domnul Andrei Pleșu, care a scris o carte foarte frumoasă despre îngeri, spun că, într-un fel, asta este și limita îngerilor. De-aia omul e mai important decât îngeri, într-un fel. De asta și Sfântul Apostol Pavel spune că omul uh, e mai presus de îngeri. Și noi spunem despre Fecioara Maria că e mai presus de heruvim, e mai presus de toate ierarhiei de cerești. Omul e mai presus. Pentru că trăiește de plin și această experiență a ruperii, pe care îngerii nu au. Adică ei nu sunt conștienți că sunt în afara lui Dumnezeu. Ei sunt în interiorul lui Dumnezeu și sunt conștienți că sunt acolo. Noi ne-am rupt. Și rupându-ne și reîntorcându-ne că vrem, ca să e mișto, că nu te obligă nimeni să te reîntorci. Adică e dacă vrei. De aici și vine conceptul de dor. De asta noi spunem că e greu de tradus în alte limbi dor. Dar dorul e în legătură cu Dumnezeu. E dorul de Dumnezeu. Întâi a fost dorul de Dumnezeu, după aia a venit dorul de iubită, de mamă, de tată și așa mai departe. E ca la drept. Întâi a fost dreptul divin, după care a urmat dreptul uman. Și atunci noi trăind și ruperea și reîntregirea, avem o experiență mai interesantă decât o au îngerii. De asta suntem importanți toți. Înainte să, la, la, să vin la podcast, eram ferm convins că Uh, discuția noastră și podcastul o să fie despre Dumnezeu, adică nu aveam nicio, nicio îndoială despre treaba asta, uh, doar că uh, mentalul încerca să îmi implanteze tot felul de chestii. Da, poate să fie. Că și uh, despre orice am discutat până la urmă, tot despre Dumnezeu discutăm. Da. Să știi că când vorbești despre mâncare, când vorbești despre prieteni, când vorbești despre bucurie, când vorbești despre aventură, asta nu le-ai surut pe Dumnezeu. Bine, și nici celelalte care nu, le percepem noi ca fiind mai băi, puțin dai, bune. Nu, nu degeaba se spune că este omniprezent, omnipotent, nu, omniscient. Adică e în toate. Și e în lucrurile simple. Adică, știm, spunea cineva o chestie pe care n-am înțeles-o, dar am înțeles-o fiind pus în context. A zis, cel mai greu să-l descopere pe Dumnezeu, li se întâmplă teologilor cel mai ușor păstorilor, adică oamenilor simpli. Pentru că în momentul în care noi ne tot imaginăm așa cine e Dumnezeu, cum e Dumnezeu, ce face El, cum face El, cum e cu greaca veche, cum e cu ebraica, cum e, adică lucrurile astea foarte complicate așa care sunt apanajul teologiei, cred că îl plictisesc de, de moarte pe Dumnezeu pentru că ele sunt, sunt cuvinte moarte, sunt niște concepte foarte abstracte așa și fiind abstracte n-au sens de multe ori și atunci Dumnezeu e la horă nu e la Ateneu nu e la tango poate, la tango e ăla e foarte autentic e, e de din inimă acolo, se întâmplă o treaba adică în momentul în care tu îmbraci în etichetă, în morgă în dogmă, adică de, o e foarte în serios, așa e foarte rigid treaba. Nu, nu cred că e. Să nici nici, nici din ce nu e chiar. Uh... Deloc. Adică tu gândește-te că în numele celui mai bun părinte, tu-ți imaginezi niște constrângeri, niște răutăți, niște pedepse, niște buze subțiri, niște priviri piezi și așa niste niște cruciade, niște... Bă, că te pedepsește, că te... Că te rupe, că te pedepsește, adică nu, e ceva îngrozitor, adică e mai mult decât ignoranță. E un fals intelectual. Adică tu pui în lui Dumnezeu ceva absolut oribil, care nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Și dacă vrem să știm ce are legătură cu Dumnezeu, vedem cum s-a comportat Isus. Cine erau cei mai mari dușmani ai lui Isus? Păi, preoții tatălui său cum ar veni. Adică ea din templu. Ăia l-au omorât pe Iisus. A, romanii au dus la bun sfârșit ritualul și executarea numele Imperiului Roman, asta e altceva, dar cine a uneltit? Cine nu putea să doarmă liniștit? Că le turbură cineva propria viziune despre Dumnezeu. Ana și Caiafa, mari preoți ai templului, ăștia erau. Și cred că, din păcate, lucrurile se întâmplă la fel și astăzi. Că tu n-ai cum să fugi de Dumnezeu. Tu începi să fugi de Dumnezeu când cineva ți-l pe Dumnezeu într-un mod eronat. Că dacă oamenii se simt așa cumva străini și de o anumită învățătură unor biserici, nu cred că ei devină Dumnezeu. Că tu n-ai cum să fugi de ceva care este blând, bun, părinte și iubire. Nu, toți suntem ca niște fluturi, nu, care când văd așa o lumină, de avea așteaptă să stea acolo în jurul ei. Cum să fugi de Dumnezeu? Dar uite, dacă ne uităm acum, sunt foarte mulți tineri care nu, zic, domnul, nu, 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 pot să cred în Dumnezeu ăsta care ne bate, ne pedepsește, ne arde pe toți pe dacă nu suntem ortodoxi sau catolici sau ce mai crede noi că e adevărul. Și atunci când fug de cineva de Dumnezeu, se întâmplă ceva greșit acolo. Cineva l-a prezentat greșit pe Dumnezeu. E ca la noi. Nu? Dacă pe tine te prezintă cineva în cuvintele lui și cuvintele astea nu au nicio legătură cu tine, înseamnă că lumea nu te va cunoaște pe tine. Va cunoaște o impresie a altora despre tine care s-ar putea să fie atât de eronată încât să devină respingătoare. Da, foarte adevărat. Da. Au dreptatea aia care spun că mai bine taci despre Dumnezeu decât să vorbești despre El. Da. Și noi tocmai asta facem. Da. Dar este minunat pentru că. Oricum, nu putem fără el, și odată ce l-ai descoperit, nu mai ai cum să faci lucrurile fără el. E ca într-o familie. De asta noi probabil trăim această experiență a familiei. La început suntem copii și avem nevoie disperată de protecție și de căldură, și noi fiind inocenți acolo până la șapte ani cel puțin când fugim în lume prin școală, trăim un fel de rai acolo, dar nu depinde de noi nimic. Sunt părinții, sunt bunicii, sunt alții care se ocupă de tine ca ție să-ți fie bine. Avem experiența asta pe care o avem după aceea toată viața. Dar nu mai are legătură cu părinții din carne și din oase, ci cu părintele care transcede viața și moartea. După care devenim părinți și vedem ce înseamnă, ce raporturi se nasc între noi și copilul nostru, care are nevoie de noi. Și după aia deveni și bunici și ne dăm seama, încă o dată, cum gândește. Și te simți norocos că ești bunic? Băi da, pentru că acum îmi dau seama că părinții fără bunici nu sunt nimic, pentru că ei n-au timp. Părinții n-au același timp pe care l-au bunicii să fie atenți la copilul ăla. Părinții sunt tineri, au treabă, au serviciu, sunt preocupați de lumea lor, de-abia au ieșit din copilărie, nu prea devine să se mai copilărească încă o dată, că de-abia ce au ieșit din ea. Dar când ești bunic, presupunem că ai trecut până prin etapele vieții, s-au așezat altfel valorile și ai mai mult timp să vezi pe copilul ăla și văzându-l să-ți amintești de Dumnezeu când nu te ascultă copilul, când îți tremură inima pentru el, când nu știi ce faci ca să-i fie lui cel mai bine. Orice, ai face ai, orice. simțit în interiorul tău vreo transformare? Cum a fost în momentul în care ai... Mi-am dat seama ca bunic că n-am fost un părinte bun. Hmm. Abia așa mi-am dat seama, pentru că n-am avut timp. Adică eu am elipse de memorie din niște vârste foarte importante ale fiicei mele pe care nu mi le amintesc. Pentru că în gândul meu, focusarea mea era în altă parte. Și am pierdut, am ratat niște lucruri fenomenale pe care acum le, le, le regăsesc ca mult mai mult timp nepotem meu. Și îmi dau seama ce binecuvântare, că altfel dacă n-aș fi fost bunic, n-aș fi știut multe lucruri și multe etape în care se dezvoltă un copil. Nu am fost contemporan cu ele ca părinte. Deși tu mereu ai fost actual, mereu ai fost tânăr, mereu și ești, adică ești foarte ancorat în. Da, dar n-am fost acolo cu mintea. Me Eram uh, ca Pinocchio mai atras de bazar, de circ, de lumini, de spectacolul. Bine, din afară. Era și în zona de entertainment și na, era normal. Am fost la o conferință la John Maxwell acum câțiva ani și uh... Povestea de momentul în care a devenit bunic și era el pe scenă și spunea că, domne, mi-am dat seama când am devenit bunic că inteligența s o generație. E și așa. povestea el pe scenă acolo că l-a fost intervievat, că uite așa, și da, domne, asta e... Oricât de mult am vrut să scot de la film, un am putut, dar uite, acum că s-a născut nepotul meu, vai, sunt o, cel mai fericit, uite, ăsta, ăsta, acum știe mă, ce să fac, uite, exact ca mine și dezvoltă inteligența, a sărit o generație. Și după aia, la finalul speech-ului, reporterii s-au dus și la fiul lui care era în primul rând și povestea și am zis, ce părere ai despre ce a spus tatăl tău pe scenă, că inteligența sare o generație? Și vi s a zis, da, știți ce e fascinant, că același lucru povesteam eu cu bunică mea. <laughs> da. e, 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 corect. De unde tragem concluzia că bunicul e doar tatăl la care știe ce are de făcut și bunica e mama care știe ce are de făcut. De asta ne-a dat Dumnezeu vârstele astea, e clar. Că toți, într-un fel sau altul, și chiar dacă nu avem copiii noștri, fiind bătrâni și având grijă de alți mai tineri decât noi, tot niște bunici suntem cumva. Și atunci aveți că inevitabil pragurile astea sunt, sunt mântuitoare cumva. Adică te fac să înțelegi cine e Dumnezeu. Dar prin propria ta experiență, nu doar din cărți așa, sau ce ne imaginăm noi în prosia noastră. Dar cum se împacă partea spirituală a ta, dezvoltarea ta spirituală cu terasa și clubul pe care îl aveți în Vama Veche, care are o altă energie. E adevărat, dar eu nu mă ocup de, de partea cu, cu, terasa și cu clubul. Nu că n-aș vrea. Una, că nu mă pricep. Doi, că nu am aceeași energie. Adică eu sunt un mare admirator al tinerilor și al copiilor și întotdeauna am fost foarte curios să înțeleg și să învăț de la ei. Sunt absolut convins că pe măsură ce trece timpul, tinerii sunt mult mai deștepți decât ei bătrâni. Dar nu sunt în energie, adică nu, nu mă simt acolo, mă simt ușor intrus în toată povestea asta și prefer să stau undeva mult mai la distanță ca să pot să, să observ treaba asta. Dar al minter se împacă -mi foarte bine pentru că să știi că spiritualitatea, din ce am înțeles eu până acum, este o bucurie e bucuria nețărmurită a întâlnirii cu Dumnezeu și cu adevărul și e pe, pe, pe picior de dans e, e un gospel de fapt nu neapărat în sensul muzical ci ca stare Hai, nu, poți, nu poți să pretinzi că ești spiritual și să fii constipat și trist și apatic și depresiv că nu se poate în prezența Lui Dumnezeu tu nu poți să fii atât de întunecat de deci să fii luminos și atunci se împacă foarte bine. Gândește-te că la masă și românul, țăranul român are chestia asta, bucuria de a sta la masă cu prietenii, bucuria de a dansa, de a chiar de a se îmbăta. Nu noi se cam machea, nu? Înainte uh, să se dezgolească în fața fiilor săi, nu? dacă mergem în zona Orientului apropiat, dacă mergem în zonele unde există așa o relație bună cu Dumnezeu, e bucurie mult acolo. E veselie. Vese Veseliți-vă. Hristos s-a veselit. Îl certa oia. Să tu, tu, tu e, ești prea superficial și tu râzi cu prostitatele, cu vame și ești într-un parti continuu. Și ce fel de, de adevăr propovăduiești tu? Nu e serios? Nu e? Și atunci el are seria aceea de învățăminte Legate chiar și de post. am trebuie să îți iei figura de mormântare că ții post. E tot o bucurie. Și când suferi, o bucurie. Hristos nu s-a lamentat pe cruce. Ei avea o bucurie pe care nu o înțelegea nimeni. Au, au înțeles-o toți martirii după aceea. Că uite, când romanii condamnau la moarte pe creștinii pe care îi considerau periculoși pentru Imperiu și îi trimiteau în arena cu lei. Uh, nu de puține ori și sunt consemnate în paginile istoricilor vremii niște lucruri bizare și anume că acei creștini aruncați la lei uh, se bucurau și râdeau și trăiau așa un moment inexplicabil când erau devorați de animalele alea fioroase. Era ca un delir mistic cumva, dar delir în sensul de bucurie. Da, o imagine Cea pe care... Um, aș vrea să spun întrebarea de la sponsor Figa, dacă îmi permiți. Ero frumos, să, să poți să răspund. Uh, e foarte grea întrebarea. Foarte grea pentru tine, să știi. Care este noul sortiment lansat de către Figa? Figa cu gust de căpșuni, Figa light, Figa cu pepene galben sau Figa cu aur atomic? Păi pentru că tu mi-ai pus uh, o băutură bună aici în paharul ăsta și mi-ai și zis că e light, eu cred că e light. E light, normal. Fica conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Nu conține coloranți și nici conservanți. Doamne ajută! De deci ce că e bună, adică dincolo da, da, da. de, de, momentul sponsorului este chiar, e chiar plăcută. E bună, e bună, da. Rău. și are da, știi ce îmi place? Că e bună și atunci când e la temperatura camerei. Știi că sunt unele băuturi pe care le bei doar când sunt reci. Băi, eu beau numai la temperatura camerei. Așa m-au învățat bunicii și părinții mei și mi-a rămas asta în cap. E să nu bei niciodată fierbinte și niciodată rece. Să bei tot timpul la temperatura camerei. De ce? Nu știu de ce. Adică, da, mai târziu când am citit un pic din metafizica chineză și mai ales din medicina tradițională chineză și chinezul să știi că spune treaba asta. Spune că tot ce e extrem și fierbința și răceala sunt uh, niște fenomene extreme față de temperatura corpului, provoacă dezechilibre. Și atunci, întotdeauna, tu trebuie să fii pe calea de mijloc. nu De aici s-a dezvoltat budismul mai departe. Adică, trebuie să fii acolo închilibru. între cald și rece. Între fierbinte și foarte rece e starea de temperatura corpului. Și atunci, ea, nu știu că nu cred că era dintr-o cunoaștere foarte profundă, ce mă învățau pe mine bunicii când eram mic, dar era un bun simț așa, de a nu bea extrem. Și atunci eu ceaiul aștept să se răcească și niciodată nu beau băuturi. reci. Hm, doar fel, vinul. Extenu. Vinul alb, ăla recunosc îl prefer mai rece. decât. gheață de... acolo, da. Nu, cu gheață, dar să fie el rece mai Sfie rece. rece. Um, ai avut uh, vreo pe lângă, n-ai na, și destul de multe momente de cumpănă dar care au fost asociate doar cu pierderea unor persoane dragi. Păi aia cumpăna cea mai mare, până la urmă. Bine, normal și implicit teama de a pleca de pe planeta asta. Uh, au fost momente, poate, în viața ta când uh, a fost, ai simțit la fel de dureros, uh, Nu știu, poate ceva ce nu ți-a reușit sau. Uh, Păi nu Ai la fel regrete? de nu la fel de, oh, am multe regrete multe regrete sunt legate de, de lipsa mea de atenție asupra unor lucruri importante din copieria ficei mele din relația cu soția mea când eu nu eram foarte în regulă adică nu eram în regulă deloc adică regret că timpul e irreversibil știi eu am acum șansa, n-a fi bunic, să mai recuperez ceva. Dar... Uh, și se bile albe. Da. Uh, regret asta, regret că o bună perioadă din viața mea, și ce mă refer la niște ani, uh, mulți, -am, am, fost cu mintea în, în către nicăieri, așa, adică -am, am pierdut din vedere niște lucruri. Regret că n-am fost capabil, de exemplu, să Vorbesc și să petrec mai mult timp cu maica mea cât uh, trăia. Chiar uh, fiind de energie, știi că e, nu, e, nu e neapărat bine spus conflictul între generații, dar energiile astea diferite între generații, pe ăștia tinerii uh, tracasează un pic. Adică. Uh, uh, îi obosește cumva un anume tip de lentoare pe care bătrânii o. wow! Dintr-o lipsă de înțelegere profundă. Și regret asta, adică regret că de niște ani buni până la ultimii în care inevitabil mai că mai fiind bolnavă a trebuit să petrec mult mai mult timp cu ea, n-am avut o legătură. Adică era așa undeva la niște telefoane distanță. Și îmi pare rău pentru asta. Adică, știi cum suntem noi tardivi tot timpul regretele vin prea târziu. Dar e un regret. Că n-am -am comunicat suficient cu, mai maica mea când puteam să o fac. Da. O să împărtășesc același lucru. Același conflict l-am avut eu cu tata și devenisem prieteni în ultimul an, Fixul un an de zile înainte să... Dar ce frumoasă și dulce. E din da, ea da, aia. da, da. Aia vindecă vindecă. Suica aia pe care am băut-o cu tata, nu o să uit niciodată viața asta. Aveam 21 de ani, 22 de ani și tata a murit când avea două, nu făcusem eu 24, deci cam vreun an jumate. A fost în care noi am, am conectat și am băut o țuică amândoi până dimineața și am stat de vorbă și a fost, cred că, unul dintre cele mai frumoase momente din, din viața mea. Păi da, pentru că a fost trei acolo, ai fost tu, tatăl tău și Dumnezeu. Da. Așa e. În cuplu, cât de des ești... Cât de, nu știu, eu, eu și soția mea vorbim foarte mult. Cum Cum ești tu cu soția ta acum? Cât de mult timp petreceți împreună? Cum? Păi noi, după ce ne-am vindecat de prostea reciprocă, Uh, o să dezvolți și înseamnă... Băi, îți că fiecare la un moment dat, că adică, știi, mereu spun treaba asta, chiar cu riscul de a mă repeta, dar nu găsesc al context mai plastic ca să-ți explice lucrurile astea, știi? Uh, Becbeder spune că dragostea durează trei ani. E, eu îl contrazic cumva și spun că ea începe, de fapt, după trei ani. Că primii trei ani sunt mișto în, în toate relațiile. De ce? Pentru că noi ne cam oglindim... Uh, propriile noastre păreri și orizonturi de așteptare în celălalt. Și de fapt ne vedem pe noi. Ne iubim pe noi, că noi suntem egoiști. E cam după trei ani se ia vălul, știi? Începe dezamăgire, adică ieșire din amăgire, pentru că încep să-l vezi pe celălalt nu așa cum mai vrea tu, nu așa cum ți-ai imaginat nu așa cum ai crezut tu, ci așa pur și simplu cum e el. Și atunci nu mai iubești, nu mai iubești că te speri. Zici, băi, cine este? E un străin. Cine...? Nu înțelege? La noi a fost interesant pentru că în primii trei ani au fost rai, următorii șase iad, al zecelea an a fost tampon și restul de după ce ne-am vindecat, adică după ce s-a închis ciclul la de 10 ani, în care 70% a fost nasol, dar am început de la un 30% fabulos, după ce ne-am vindecat și asta s-a întâmplat undeva până în 2004-2005, de atunci încoace, noi trăim ca un fel de ziua cârtiței, adică la noi este aceea zi. E aceea zi din primii trei ani. De asta spun că dacă ai răbdare și dacă ai încredere și dacă îți iubești partenerul și poți să treci peste orice, vine la un moment dat, eu nu știu când, la mine a venit după 10 ani, poate veni mai repede sau poate mai târziu, depinde de fiecare, vine un cadou așa de la Dumnezeu în care înțelegi cu adevărat ce înseamnă să iubești pe cineva. Când e cel mai simplu lucru, noi nu ne plictisim niciodată, e ca și cum ar ne-am cunoaște în fiecare zi, ca și cum am avea Alzheimer, și n-am mai ști ce s-a întâmplat și fiecare zi e, alt, e aceea zi, adică e o zi perfectă. De mulți ani întreabă asta și asta e mișto pentru că se simte bine energia asta și față de copiii noștri, și față de nepotul nostru și față de prieteni și față de asta e o... decă o energie bună împreună. Pentru că ne-am pierdut și ne-am regăsit și după ce ne-am pierdut am înțeles că n-am mai vrea să o facem vreodată atunci dacă ne-am regăsit, ne-am regăsit pe deplin. Dar de ce se pierd oamenii? Ca să zice, eu să păstrăm cuvântul, pierd. Eu cred că se pierd doar din, din, din trufie, din ego. Din ego ăsta hiperexacerbat. De ce, domne, eu care sunt am făcut, am despre eu pot oricând să fac și cert, doamne, că femei mai sau bărbați, adică asta împăunarea asta cu tine însuți aia de fapt te face să să te pierzi uh, și este și o iluzie pentru că vezi noi cam avem același trigger același tipar, eu am observat asta la mulți dintre prietenii mei care despărțindu-se de o femeie, următoarele trei erau variațiune ale aceleiași femei adică e ca și cum s-ar fi dus după aceeași femeie, dar era alta la același tip arăta la fel, se comporta la fel. Păi ziceai că e sora geamănă a celei pe care Tama a părăsit-o sau a fost părăsit de ea. E clar că până nu o bunghești, oricâte relații avea, tot nu, nu, o să funcționeze. Adică tu trebuie să o bunghești în sensul în care, bă, dacă îl iubești. Vezi, noi în limba română zicem o chestie mișto. Că eu mă uit la tine și tu te uiți la mine într-o relație, dar nu neapărat în sensul de a ne privi, în sensul de a ne chiar de a ne uita. Eu mă uit pe mine în relație și ea se uită pe sine în relație și ne uităm unul la celălalt și cumva ăsta e un exercițiu de zmerenie foarte interesant e că adică să nu te mai gândești la tine mie nu-mi place ciorba asta, mie nu-mi place mi-ai răspuns, păi dar de ce nu sau to toate astea care țin de propriile noastre nemulțumiri noi fiind în centru poveștii când te vindecă Dumnezeu de treaba asta să te mai pui pe tine tot timpul ca referențial în tot ceea ce ți se întâmplă, dar mie nu -mi convine, dar eu... În momentul ăla se întâmplă ceva mișto. Și încep să trăiești viața pură. Da, și să te bucuri efectiv bine. Eu nu înțeleg într-un fel și îmi pare rău că spun treaba asta, s-ar putea să supăr pe cineva. Eu nu înțeleg de ce odată cu înaintarea în vârstă și unii bărbați și unele femei ar mai vrea să fie tineri. Eu zic că e foarte mișto să fii bătrân, dar bătrân în sensul nu cronologic neapărat, ci în sensul că ai trecut, trecut ai trecut prin viață. E mult mai mișto vârsta asta la care încep să știi, să simți, să fi avut experiența deja și să te bucuri ca un copil. Adică tu nu vezi că noi, pe măsură ce îmbătrânim, de fapt, noi redevenim copii. Că de-aia bunicii sunt amintea mintea copiilor, pentru că ei au a atins vârful ăla în care erau ei cei mai importanți, după care încep să coboare și ajungem la același palier cu... Bucuria vieții. Cu copilăria. Și copilul se bucură tot timpul. Adică dacă nu te porți rău cu el, copiii se îmbucură și... O ce ai simțit puterea asta, că e o, e o putere, până la urmă, interioară, de a nu te uita pe tine niciodată și să te vindeci, așa cum ai zis că ai trecut de perioada aia, cum ai simțit relația dintre voi doi după? Ca eu o întregosteală permanent, adică, mă rog, nu o să intru în intimități, dar noi suntem la fel de fresh ca la început. Ne-am traversat perioada aia nasoală în care deveniseră doi străini, doi morți, în unul, în raport cu celălalt. Dar după ce ne-a așteptat Dumnezeu să ne vindecăm de treaba asta și să ne reîntoarcem un cuplu nostru, fără să facem niciun efort, adică nu e o chestiune prin care, domne, vezi, am lăsat eu de la mine și ea de la ea și așa cumva neconvenindu-ne, dar tot cedând, cedând, cedând ne-am autodresat. Nu, pur și simplu nu cred că e meritul nici al meu și nici al soției mele, dar după ce am trecut și până iadul căzniciei, faptul că n-am fost atât de orgolioși încât să ne rupem, adică să Chiar divorț înseamnă rupere, de fapt. Dar dacă e cineva care se uită acum la noi și se gândește să divorțeze, ce mesaj ai avea pentru Eu Nu știu, pentru că vezi aici e atât de personală chestia asta. Sunt tot felul de motive de divorț. Adică, din, din păcate sau din fericire, poate, majoritatea divorțurilor sunt din motive stupide. Bă, dar mai sunt și motive temeinice, eu nu pot să generalizez. Dar cred că ar trebui să avem mai multă răbdare. Adică, noi, înainte să tragem o concluzie care poate fi atât de radicală, mai ales când avem copii, când eu, eu, eu am simțit pe pielea mea ce înseamnă divorțul părinților mei, pentru că s-a întâmplat și la o vârstă vulnerabilă. Aveam 9 ani când s-au despărțit părinții mei și nu mi-a convenit deloc, adică m-a spart treaba asta. M-a rupt. Uh, și sfatul meu este să-și mai dea puțină răbdare, adică timp de reflecție, de analiză, de împăcare cu sine, cu celălalt, de limpezire. Adică când e o decizie, e, e, e la fel de radicală ca și căsătoria. Că, na, tu când pleci într-o căsătorie, pleci deja cu gândul, mai ales că noi ne și ducem la biserică, ne și spune preotul că doar moartea ne poate despărți, noi încuvințăm treaba asta, adică noi ne ducem cu inima deschisă să petrecem toată viața lângă un om. Asta înseamnă căsătorie. Nu că altfel nu ne-am căsătorie. Am trăit într-un în concubin, aș bă, salut, salut, nu ne mai convine, te-am pupat la revedere. Dar când acceptăm actul ăsta al împreunării spirituale între doi oameni, o facem cu gândul că o să fie până la moarte. Recunosc că eu doar a doua oară am fost foarte atent la ce spunea părintele. <laughs> <laughs> De asta zic că nu pot să dau un sfat, dar cred că asta ar fi. Adică eu sunt convins că dacă ești de bună credință, dacă te limpezești un pic și dacă te tragi un frâu puțin și îți mai iei ca ăștia anărăvași și uh, care te fac să te simți tu pe tine atât de important îți mai ții un pic în, în lața acolo uh, vine gândul bun adică și dacă nu se poate și nu se poate și hai, acum, sunt cazuri și cazuri Sigur, când e violență, când e nenorocire, când e lipsă de respect total, când e bătaie de joc, când, adică când e un iad, n-ai de ce să stai acolo. Deși și acolo e un sens al lui Dumnezeu, adică și acolo știi că omului se dă ce poate duce și nu-i se dă degeaba. Da, hai să nu intrăm prea în Da, am înțeles, să mai dea un pic de răbdare și un pic de timp. Să mai Asta zic, pic. adică să nu, să nu luăm deciziile în pripă, în grabă. Să ne referim doar la momentele în care doar infidelitatea este la mijloc. Sau chestic mai puțin infidelitatea interesant. Infidelitatea este inevitabilă. Acum, cine crede hmm. că în istoria unui cuplu care are mai mult de 10 ani, nu a existat infidelitate. Să zic că infidelitatea nu e neapărat să fie doar cu trupul. Da. E poate fi și cu gândul, poate fi și cu uh, proiecția. Să n-ai curajul să o faci și fizic, dar tu de fapt în gândul tău să fii tot timpul în altă parte, dar nu prezent cu soția ta. Asta tot infidelitate se numește. Atunci este este un prag. Eu cred că nu există om care să nu fi traversat deșertul infidelității. Fie cu vorba, fie cu fapta, fie cu, cu doar cu gândul. Atunci nu este, uh, cum să spun, o piatră de hotar atât de mare treaba asta. Pentru că sunt foarte multe motive ale infidelității. De cele mai multe ori eu cred că ele vin din însingurare și din pierderea self-respectului, la bărbat cel puțin. Nu, nu pot să știu din ce considerente înșeală o femeie dar pot să știu fiind bărbat din ce considerente înșeală șeală un bărbat el înșeală când își pierde respectul de sine și când se simte vulnerabil și neiubit suficient de partenera lui, în sensul de mă măroșit mă așa, adică nu știu cum să spun că noi suntem niște băieței, adică cred că suntem amândoi la vârsta la care ne dăm seama că e posibil să nu ne maturizăm niciodată cum o fac femeile, care ele sunt și mame ele au multe preocupări și multe griji, mult mai serioase decât noi. Și atunci ele sunt mai, mai strong decât noi și probabil de asta și sunt mai implacabile în decizii. Dar niște, niște papițoiașe și așa. adică... La ce vârstă ai ajuns la concluzia asta? De vreo câțiva ani. <laughs> de, de vreo niște ani încoace. Nu, când m-am întors definitiv în relația cu soția mea, adică în 2005 și am hotărât că nu mai are sens evadarea, infidelitatea, plecarea iurea și căutarea aceleași femei în mai multe femei. Atunci am început să înțeleg că de fapt nici nu cred că am fi ajuns acolo dacă n-am fi trecut prin experiența de dinainte. Adică cred că lucrurile sunt în așa fel așezate în viața în fiecare dintre noi, încât prin deciziile pe care le luăm să ne putem modela drumul, care poate să fie iad, poate să fie rai, poate să fie purgatoriu, poate să fie ce poate mintea noastră să producă acolo. Deci tot la ego ajungem. Ăla e. Nu, vanity is my favorite sin, spune băiatul. Vanitatea asta e cea care ne încurcă pe noi. Suntem prea plini de noi. Nu e aroganță, e mai subtilă și mai periculoasă în același timp este ca un fel de autodumnezeire așa în care noi suntem infailibili ai zis un cuvânt foarte puternic autodumnezeire pentru că da, așa e așa e am regăsit cuvântul ăsta așa cum mai zis tu și într-adevăr ce vine după e conștientizarea păi da, e... că nu ești tu de fapt Trufia și zmerenie, vezi, asta înseamnă, de fapt, și tu nu poți să le înțelegi dacă nu le trăiești. Și fiecare dintre noi avem momentul de trufie. Și fiecare dintre noi avem momentul de smerenie. Mari sfinți au fost niște mari trufași înainte. Nu numai în creștinism. Chiar am văzut un film uh, făcut de Jackie Chan până în 2011, uh, Shaolin se numește film. E un film foarte bun. În regia lui Jackie Chan joacă și Jackie Chan. Este vorba despre un general uh, foarte al dracu, care, mă rog, un mare prigonitor de călugări și aulin și un dement, da? care trece pentru o experiență îngrozitoare și ajunge să ceară ajutorul călugărului și aulin și să se ascundă acolo pentru că alt general la fel de arogat ăsta, ca și el îl urmărea și să-l miți îl termine. Și își pierde copilul, își pierde soția, adică omul trece până absolut toate nenorocirile uh, posibile și devine un sfânt budist. Hmm. Deci se poate. Nu ți mai spun că dacă luăm toate biografiile sfinților mai modern sau mai din primele secole, așa, înainte să fie ceea ce ne bucură pe noi, au fost niște niște Deci oricine poate. Asta nu e... Și eu nu cred că putem să scăpăm de treaba asta. Adică eu... Uite, pentru părinții care au copii, adolescenți care cred pe că nu sunt pe calea cea bună. Doar ai avut adolescentă, nu știu cum a fost relația ta cu... Ei, niciun... Poți să mergi mă, doar pe calea cea bună, nu există asta. E o cale. Ea devine bună sau rea în funcție de ce decizi tu în ea. Nu există că e bune sau că e rele, de la sine. Adică că să spui că drumul de la București la Predeal e bun doar pe DN. Pe celălalt, nu știu, pe... Autostrada nu e bună. Nu. Are sens tot. Totul are sens. Important este că noi avem timp de a spune multe dauri și multe nu până când ne hotărâm cam, nu, ce e binele, ce e rău, trebuie să-l înțelegem, trebuie să-l experimentăm. Asta au făcut uh, protopărinții noștri, Adam și Eva, au mușcat din cunoașterea binelui și răului. Și noi toți facem asta. Noi mușcăm. Nu asta e problema. Nu poți să ții copilul, adică ce suntem, părinții lui Buddha. Părinții lui Buddha au vrut ca Buddha să nu trăiască nicio suferință, nicio dezamăgire, nicio experiență neplăcută și au construit în jurul lui când era mic un fals rai, în care toată lumea era tânără, toată lumea era sănătoasă, nu suferea nimeni și era o minune. Până când a au auzit la plimbându-se pe în grădină niște scherlăituri de pe partea cealaltă a gardului. Și a fost curios să vadă ce e acolo și a intrat în lumea reală și de-abia de acolo pleacă experiența acelui care dintr-un prinț de Bangata și un băiat de Mahabharati a ajuns nu, un învățător pentru atâtea milioane de oameni. Neabuda. Neabuda. Și atunci, da, nu, nu, poți. Tu ca părinte, tu nu poți să ți copilul sub un clopo de sticlă, că îl zbagi joc de el, adică l-ai nenorocit, ei, ei furat experiențele. Da, nici prea permisiv nu poți fi. Eu cred că dacă ai încredere în copilul tău, că e al tău, bă, cum să n-ai încredere în copilul tău, dacă e al tău, adică doar îl cunoști, că te știi și pe tine, o știi și pe nevastă ta, că adică știi că din sinteza celor doi ai și tu unul mititel care, ce să vezi, e și un și Eu zic că dacă ai încredere în copilul tău și îl respecti ca o ființă matură, pentru că ei, copiii sunt niște maturi mici, adică ai văzut, știi și tu din experiență, din experiența ta, sunt foarte profunzi copiii și gândesc foarte corect și sunt mult mai aproape de esența lucrurilor decât ma Vin să ne învețe. Și te și învață anumite lucruri, că sunt mai deștepți ca noi. Și atunci eu cred că pe respect, pe încredere reciprocă și pe libertatea asumată, poți să lași pe copilul tău să facă ce vrea, cu condiția să plătească când greșește și să, să plătească. Adică, uite, da, să fim în actualitate cu ce se mai întâmplă prin lume. Bă, un băiat, da? S-a drogat, bam, bambanga, a omorât niște copii. Tu dacă ești un părinte care îl iubește, nu îl salvezi de la închisoare. Nu vorbești cu procurorul Niț sau cu judecătorul Bib. Nu. Lasă să-și plătească, lasă să-și curețe fapta plătindu-o. Și așa îl salvezi. Ai văzut în poziția copilului în filmul ăla, nu? De e un film, da, e un film important și care va rămâne, pentru că îi pune problema asta. Bă, unul face o nenorocire, tu ca părinte, ca să-l salvezi, ce faci? Mituiești instanțele și îl absolvi de pedeapsă sau îl lași să-și ducă crucea ca să se vindece? Prin plată. Nu? Că legea e, bă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, lasă să plătească. Că plătește just. Și atunci eu așa am abordat cu fii mea. Bă, tu ești liber să faci ce vrei, dar plătești. Hai că dacă ți se întâmplă o nasoală, tu ești, rămâi copilul meu forever. Eu te... -n... Dragostea mea față de el nu se schimbă vreodată. Dar dacă ai făcut o nenorocire, o ce-o plătești tu, nu poți să ce-o plătesc. Da, responsabilizare. Așa au, făcut, așa au făcut și părinții mei cu mine. Când am fost prost, m-au lăsat să fiu prost. Asta a fost piciul tata la 18 ani. Când am făcut 18 ani, mi-a zis, felicitări, de acum ești major, faci tu pușcărie, nu fac eu. Asta, asta, asta a fost, a fost piciul tata. Foarte corect, pici. Foarte, foarte scurt și <laughs> gen la mulți ani. Adică în loc de la mulți ani a fost, din momentul ăsta, tot ce faci responsabilitatea ta, nu mai intru eu la pușcărie, intri tu. A fost șoc. Dar te-a ajutat mult. M-a ajutat mult, da, da. Era foarte smart, tata, foarte... Tot profesor era și tata. Dar de engleză. Da. Vezi cum e? Da. Dar ei nu sunt... că vezi, tata a murit în 98. Eu... Poate părea asta ce spun, dar eu, după ce l-am îngropat, nu m-am dus niciodată la mormântul lui. Wow! Pentru că întotdeauna el a fost cu mine în fiecare zi, viu, în amintirea mea, nu m-am dus. Eu. Wow. Nici la bunicii mei nu m-am dus. La maică mea m-am dus doar să-i curăț mormântul. Că e la mine a acolo și te să-l curăț în când. Dar eu nu mă duc la morminte, pentru că niciodată n-am considerat că ei sunt acolo, în groapa. Nu sunt permit să te încurajez să faci asta. Din propria experiență, pentru că tata e mormântat în Constanța și eu mulți ani de zile nu m-am dus, tot așa cum te-ai dus nici tu. Însă anul ăsta, când m-am dus după câțiva ani, eram oricum conștient că, ok, mă duc doar așa ca să prind o lumânare, dar în momentul în care am pășit lângă mormânt, am simțit o chestie pe care n-am simțit-o niciodată. Am simțit că, nu știu, că a venit lângă mine, pur și simplu. Și nu era ceva ce, pentru că mi s-a mai întâmplat odată și când eram la Survivor în ianuarie anul ăsta, tot așa l-am simțit odată lângă mine. Într-adevăr, poate fi oriunde, poate fi, poți să-l ai în inimă, poți să-l ai... Poți să eu și am prezent. conștientizat asta, adică pentru mine moartea ființelor cele mai dragi din viața mea de până acum nu... Nu știu, nu s-a îngropat. Adică eu cumva, deși dacă că m-am murit în 97, când te de că sunt niște ani de atunci, la mine e ca și cum ne-am fi văzut ieri tot timpul și cu toți ai mei, că niciodată n-am avut momentul ăla în care să, să i uit cumva, adică să zic bă, nu m-am mai gândit, eu tot timpul mă gândesc adică tot timpul i-am cu mine nu că vreau eu să mă gândesc, simt așa cumva că doar nu-i mai văd dar nu au dispărut, adică nu n-au murit, nu știu cum să spun știu, da înțeleg ce spui, ai simțit ai spus că mama ta s-a stins acum un an, ai simțit au fost momente când ai simțit-o? O, da. Nu și atunci. Mai că mai a avut o chestie fantastică pentru că. Mă rog, când a făcut uh, trei atacuri cerebrale unul după altul, eu, mă rog, i-am... Fac o paranteză, o, o, o breșe așa. Mai că mi a făcut în 2014 un atac cerebral în urma unui diabet netratat. Mai că a fiind o persoană foarte voluntară, foarte pe ei, foarte puternică. Și masiv, așa erau. Și extrem de, de puternic, un om foarte puternic. Tocmai de aia nici nu a dat doi bani pe un diabet care, fiind una dintre cele mai perverse boli pentru că îți suțiază pereții de sânge fără să-ți dea niciun simptom. Asta e face diabetul, de fapt. Se numește asasinul tăcut. Pentru că nu, tu nu simți nimic. că adică tu când ai diabet, habar n -ai că ai diabet doar atunci când ajungi deja la o fază în care el se face remarcat, dar ani de zile, dacă nu-l tratezi, nici el nu se trage de mânecă. Și subțindu-ți și arterele și vasele și tot sistemul ăsta circulator, adică toți pereții sistemului circulator, sunt din ce în ce mai subțiri de la diabet. Și atunci au un puseu de tensiune, o enervare, o embolie pulmonară, orice, poate să fie fatal pentru că se sparge un vas. E mai că mi-a făcut în 2014 treaba asta. Uh, destul de nasol, pentru că a avut uh, 70% din vederea periferică uh, afectată, afectată ire, iremediabilă, adică mai că nu, nu vedea decât aici, de aici până aici, nu mai vedea nimic. Uh, o femeie uh, care s-a descurcat singură și n-a avut nevoie de nimeni niciodată, adică i-a plecat pe munte singură, făcea și la o vârstă de sulenainitate, adică foarte voluntară. Dintr-o dată vezi că Dumnezeu i-a ajustat din, din butoane ca să -o, o ajute, nu ca să o încoci. În 2020, în plină pandemie și nenorocire tot ce se întâmpla în spitalele din, din, România și mai ales în București, mai că mi-a căzut în baie, ea fiind în continuare foarte voluntară, adică în ciuda faptului că se diminuase cu 70% acuitatea ei vizuală și așa mai departe, ea și am înțeles-o că așa a fost și taică, mea, așa a fost și bunicii mei, adică nici secundă nu s-au comportat ca niște oameni bolnavi. Adică, bă, cât sunt pe picioare, mă descurc singur, nu avea nevoie să o ajut, să, adică nu s-a handicapat. Nu, făcea singură toate treburile, știi? a alunecat și a avut o fractură de bazin și o fractură de bazin, o fractură de bazin și a trebuit să o duc la spital. Și aici a început o întâmpenie pentru că toate spitalele erau de COVID, inclusiv la de ortopedie de la Pantelimon avea toate secțiile aproape destinate COVID-ului și doar o secție de ortopedie mergea cu motoarele subturate. Am dus-o acolo, nu puteam să o vizitez, în sfârșit i-a trebuit cam o lună pentru că diabetul ăsta... Asta e nasul, când ai nevoie de o operație și ai diabet, e foarte complicat. E. Pentru că nu se coagulează sângele, adică e o întreagă problemă. Și atunci a trebuit să descarce parte din medicamentele pe care le lua să nu le mai ia ca să diminueze cât se poate efectul ăsta de necoagularea sângelui și a trebuit să stea o lună. După aia trebuia recuperare. Am mai dus, am mai stat o lună și ceva, aproape două luni, într-una zi de recuperare motrică din asta să facă mișcare. Am adus-o acasă, a început să facă mișcare, adică ea iarăși s-a reîntors și n-a luat COVID, atenție, și nimic. Nu. Interesant. E, și într-un după amiază, după ce noi ne-am văzut, am mâncat împreună, am făcut un pic de gimnație împreună, eu m-am dus acasă, avea o femeie care stătea acolo cu ea noaptea, mai ales după accident și după asta, ca să nu mai avem vreo surpriză. Și m-a sunat aia că se, maica mea nu se simte bine. Și a fost trei accidente, iarăși trei accidente vasculare unul după. Și am dus-o aproape fără nicio speranță la spital. Și mi-au și zis și doctorii, doamne, papa. Păi și am mai stat trei luni. Adică maica mea a stat la spital trei luni, sub aparate, fiind în moarte cerebrală, Adică tu zici că nu mai după trei cu cerebrale era non brain activity și nu murea. Se mirau și ea, au trebuit să-i mute aparatul din că s-a coclit acolo, să-i bage în gură. Adică, și toată lumea spunea, domne e un caz straniu, nu moare. Deși, deși am cumva într-un da. fel cerebral, adică nu, ea nu mai avea. E, și alea au fost niște momente foarte interesante, pentru că eu, ducându-mă acolo și stând cu ea, și ne vorbi nimic, că zăiseam că ea n-avea nicio activitate, dar pur și simplu stând acolo, am simțit o legătură între, între mine și ea aproape la fel ca în copilărie, adică când niciunul nu vorbea, era, ca, era invers, adică eu, ea era un fel de bebeluș și așa, și eu eram cumva, o, e, a fost o simetrie din asta și au fost, fost niște momente extraordinar de interesante de comunicare între noi, fără niciun fel de comunicare. Și adică am simțit atunci am simțit că toate pauzele astea de necomunicare de distanță între noi, s-au uh, închis așa, în, în tăcere. Da să zic că acolo l-am simțit pe Dumnezeu. Adică era ceva ce n-am putut să mi explic, și nici nu cred că trebuie explicat. Da. Doar le dorim și altora să trăiască. Acea emoție vindecătoare. Vindecătoare, da. Nu ne, adică nu prin asemenea experiențe, să vină prin experiențe mai Da, adică mai frumoase. Știi, poate e ciudat ce spun de aia. Uneori moartea e frumoasă, adică există morți frumoase. Când a murit prietenul meu de care îți povesteam, o encefalopatie hepatică, o ciroză, mă rog, machitoră. Da un tip duc o bucurie de viață extraordinară și nu știu. Care s-a chinuit enorm, adică și el a murit foarte greu că era tânăr. Mormântarea lui, la mormântarea lui și tot a fost frumos, nu știu cum să-ți explic. Adică n-a avut, adică era ceva. Adică bucuria asta lui, felul lui de a fi viu. După mai că mi-a mai murit un prieten al meu foarte bun, tot așa, turburător, tânăr, mai tânăr ca mine, și la moartele a fost. Ăștia care s-au bucurat, adică care au fost niște demenții, niște demenții în sensul care, bă, n-aveau limită. Mâncare, bă, mâncare, băutură și alte vicii, toate împinse așa cumva la, la apogeu. Dar cu niște suflete extraordinar de, de mari niște oameni foarte generoși, niște oameni foarte bucuroși. Sufletul petrece, știi că există da, un personajul da, ăla da. care, bă, oricât ai fi tu de depresiv și după te întâlnești scoate cu ăla. din stare. Da, adică în 5 minute de stat lângă ăla, medicament. Bă, nu puteai, nu se putea, adică bă, vulcani. E, am fost la ambele mormântări. Bă, nu era nimic lugubru, nu a fost nimic sinistru, era o energie bună, nu știu cum să spun. Poate zice lumea că sunt nebun, dar eu le-am le -am numit morți frumoase. Da, așa. Am trăit și noi când era bunicul și avea 90 de ani, nu mai ai bai, ce să mai, ai. adică, nu mai lângeai pentru că, na, era bunicul, dar la 90 de ani a trăit o viață foarte lungă și bunica mea, să-i dea Dumnezeu sănătate, că a făcut 98 de ani acum și ne uităm la ea și ne bucurăm, știi, că e, că e în viață și încă e cerebrală și vorbește și adică sunt persoane în jurul nostru care ne aduc bucurie și um, ai luat o decizie la un moment dat de a te muta din București cu familia. Asta a fost a doua decizie bună după ce aia de a mă a căsătorit. De a te de A doua așa ca... Magnitudine. Ca importantă în să... viața mea a fost asta. Adică... În ce an a fost? Mai acum șapte ani. în hmm. 2023-2016. În 2016, întorcându-mă toamna de la vamă, unde an de an noi ne petrecem niște timp acolo, adică mai mult de o lună, o lună jumate, două, intrând în apartamentul meu cu trei camere, am făcut cumva un atac de panică. Adică, efectiv, am simțit că nu pot să respir. Pentru că toată vara aia am dormit în curte, am, adică am mers de sculț, am respirat altfel, nu știu cum să spun. Și dintr-o dată când m-am băgat, m-am simțit ca într-un cavou, jur. Adică am, a, a trebuit să mă plimb cu nevasta mea pe ser ser la rând, pentru că mă trezeam uh, gâfâind, adică aveam senzația că mă sufoc. Și ești zis, nu se poate, adică hai să, <laughs> hai să prelungim cumva starea de non-acoperiș și de curte mare, mai liber așa, de la vamă, hai să nu ne omorăm, adică tot ceea ce, bă, te simți extraordinar, adică după ce dai toalele de pe tine și e, te ajută și vara, că e căldură și mă, nu te mai strâng pereții, să te reîntoși la treaba asta, multă vreme n-am simțit chestia asta. da, da, nu n am simțit, că nu mai pot să stau, nu, nu pot, nu știu cum să te -mi. Bine, și ionizarea, conexiunea cu pământul când, pleci, când mergi de scurs și... și stresul și bă, nu, totul, că era, adică de la liniștea aia, de la lipsa aia, de mașini, de, televizori, televizor, de telefoane, de tot ce înseamnă să te duci în vama veche și să nu ai treabă cu civilizația, ca să zic așa. Acum, mă rog, s-a transformat și vama, nu mai e locul A ăla. devenit mai comercial. Mai mult mai comercial. Dar nu atât cât să te simți că te sufoci acolo. Uh, și pentru că bunicii soției mele au avut uh, o proprietate foarte drăguță la fundeni de călărași, unde socrii mei se duceau din când în când așa să-și găsească pretext să mai iasă la, la iarbă verde, mi uh, a zis nevestimii, bă, hai să ne mutăm. Și ne-am mutat, adică bă, inițial, -am, doi ani am locuit doar eu cu nevastă mea acolo și a fost o, o perioadă adolescentină așa foarte simpatică, după care când a, a rămas femeia și știam că vom avea un nepoțel, am început să construim uh, o casă mai mare pentru că ne am locuit în casa bătrânească o mini coșmerie din asta de țară, construită undeva până la 50 așa cu trei camere mici, vagon. Foarte suficientă pentru doi, dar total insuficientă pentru mai mult și atunci avea și niște bani în perioada aia și cu Cârca și cu doi băieți deștepți de la Bertea din Prahova, care știau să facă case, ne-am pus și ne-am ridicat-o nouă în zile noi acolo. Adică chiar am făcut o casă, am plantat și un pom, am făcut și un copil, am făcut și o casă cu mâna mea, deci pot să mor liniștit. Vorba românului. Ambițiile tale? Bă, n-am nicio ambiție, adică... Aici cumva m-a lecuit Dumnezeu de treaba asta... Pentru că mi-a dat două depresii uh, în viața mea. Una severă, a doua mai blândă, pentru că am av avut pe prima și am știut că are final. Dar prima depresie e, bă, e într-adevăr, e o boală psihică. Adică ai senzația că o să mori în fiecare, în fiecare moment. Uh, și uh, după ce am făcut și a doua depresie undeva până 2001, 2002, 2003, nu mai țin exact, mi-am dat seama că orice pretenție sau orice așteptare poate fi un prilej atât de mare de deziluzionare și de depresie, încât nu mai vreau să am nicio... Așa, ca un self-protect, așa. N-am mai zis, nu mai vreau să am nicio miză. De ce? Dacă mi se întâmplă, bine, dacă nu mi se întâmplă, nu mi se întâmplă. Și atunci am cam renunțat până în 2004-2005 la ambiții. Nu mai planuri? Nu. Nu, am în schimb o stare de alertă permanentă, adică eu mă trezesc în fiecare zi ca și cum ar fi să se întâmple ceva. Nu se întâmplă. <laughs> la un moment dat La un moment dat se întâmplă da. Și atunci trebuie să fiu pregătit, adică să nu mi se întâmple și să fiu total nepregătit că am mai avut din astea ieșire de, din ritm și se întâmpla ceva și un an de zile bă, nu mă puteam readuna. Ăsta a fost motivul celei de-a doua, de doua depresii. Am avut brusc o perioadă de non-activitate și m-am dezvățat de toate și când am primit un contract și a trebuit să mă duc să fac din nou meseria, Avea senzația că nu mai știu să o fac că am uitat tot și că sunt un dobitoc și că tot ce fac eu prostie. m-am îmbolnăvit. <laughs> m-am îmbolnăvit de depresie profesională, nu știu cum să spun. Da, asta e bună, depresie profesională. Dar nu, că aveam senzația și probabil că așa și era. Sunt total pe din afară. Și atunci ai nu? S-a întâmplat așa să fii da. nepregătit da. sau să, să fii depășit? Da, total. Mi s-a întâmplat uh, în 2000 cred că era 2002, 2002 ne deschisese prigoană realitatea TV. Noi plecaserăm eu cu mergea de la antena 1 atunci, nimeriserăm fiecare total dampule așa pe la Pro TV. El a făcut alegea Asia și eu am făcut București non-stop, o chestie care oricum nu avea nicio legătură cu ceea ce ni se propuse nouă să facem la, la ProTV, dar până să facem ceea ce ni s-a propus, ceea ce n-am mai făcut niciodată, adică un late night, să continuăm late night-ul pe care l-aveam luat târziu la antenă, ne-a băgat să pe fiecare, ne-a și rupt, ne-a spart acolo și până la să fac alegeația, eu să fac altă. Coadă... a mea ea mai simpatică de. era alegeația. Adică mai puțin uh, uh, traumatizantă profesională, așa. Uh, și după aia am plecat de la ProTV și vreun an de zile sau doi până n-am făcut nimic. Adică n-am, efectiv, nu ne mai angajat nimeni, nu mai... Și mi-a ieșit total din cap uh, meseria, ca să zic așa. Și când ne-a angajat prigoană, ne-a zis, bă, veniți, că fac televiziunea asta, vă iau și pe voi, nu știu ce, ne-a dat și niște bani, mulți la vremea respectivă. Și prima emisiune pe care am făcut-o a fost un fiasco, a doua o nenorocire, la treia aveam blancul, nu, 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 aveam curajul să aveam invitat și mă uitam la ei cu disperare și simțeam cum mă cuprinde depresia, că nu, 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 simțeam nevoia să spun nimic, adică aveam senzația că tot ce spun este prost. Este, N-am avut deloc încredere în, nu știu, ca și cum un boxer n-ar mai fi boxat nu știu, un timp, după care în ring nu-și mai amintea nici măcar schema de apărare, nu știu cum să spun, că adică nu mai știam bazicul. Hmm și după două săptămâni am intrat în depresie. Tu continuând emisiunea? Da, mai da, am contract să fac emisiune în fiecare zi. Și cât timp a durat emisiunea? Băi, la un moment dat i-am zis, după, după câteva luni, că mor, ai bă, nu mai poți, fac, nu știu, ai să facem ceva pentru că vin ca la tăiere. adică am senzația cu fiecare misiune pe care o fac, nu am zice nimic, că adică nu, nu mi-a zis nimeni, băi, boule, ce mizerie, ca că era și televiziunea la început, cred că nu se uita nimeni, atunci că abia începea treaba și nu deranja pe nimeni, adică probabil văzut corect, nu era chiar atât de catastrofal, dar eu, pentru mine, era ceva de neimaginat de prost, nu știu cum să spun. Adică nu că mă simțeam ca un impost, mă simțeam efectiv ca un total ne nepregătit, nu, nu, nu puteam să gestionez. Ai avut sindromul impostorului? Nu neapărat al impostorului, ci al neputinciosului. Adică eu aveam senzația că nu am de ce să fac treaba asta, că nu știu să o fac, că nu mai știu, că am uitat tot. Nu știu, era probabil un gând de dobitocu. nu știu. Că n-ai cum să uiți, că am mers -o cu o bicicletă, dar nu m-am simțit capabil, n-am mai avut încredere. Mi-mi dispăruse fundamental încrederea uh, profesională că mai pot să fac ceva. Și după două depresii ai ajuns după, să după nu două mai... depresii băi, nu mai vreau să fac nimic. Adică eu vreau să fiu pregătit tot timpul, ca și cum mi s-ar întâmpla ceva mișto și eu să pot să fac. Și să aștept. Aștept. De acum sunt într-o perioadă în care n-am niciun plan, n-am... M-am trezit târziu și eu cu online-ul, pentru că fiind dinozauri de înaltă altă lume, spre deosebire de tine și de alți băieți mult mai deștepți decât mine, cum sunteți gași asta, care sunteți bine acolo în online și fiecare sunteți cu podcastul lui pe o categorie de public foarte interesantă și mult mai numeroasă decât e acum la televizor. M-am apucat și eu anul trecut în... Nu, anul ăsta, nu anul trecut, anul ăsta până la sfârșitul martie și să mă readuc pe Facebook, pe TikTok, să-mi deschid și eu așa. Și sunt acolo, fac și eu ca să nu pierd timpul și să nu-mi în mână, mai postez și eu câte, o, câte un video, ca să zic așa. Deci mereu Dar n-am așteptare, nu știu, Mă bucur când mă invitați voi la podcast, vin cu mare plăcere pentru că e, e mult mai confortabil să fie invitat decât realizator. Îmi place, adică mă simt bine, mă rog, n-am pretenții financiare foarte mari pentru că na, sunt la vârsta la care chiar nu mai n-am -am ce să-mi doresc în plus față de ce am. atunci e și o stare de așteptare. Dar știu că presimt așa cumva că poate va veni ceva nu, mă întreba ce că Da, bine, nici n-am de ce să te întreb ce, ce că nu știi niciodată, poate e ceva la care nici nu te-ai va fi ceva. Eu, tot, vezi, eu am terminat regie de film, tai că mi-a fost cineast, eu toată tinerețea mea și toată copilăria mea și toată studenția mea, eu am vrut să fac film. Să joc în film, să vă regizez film, că asta a fost meseria mea pentru care m-am pregătit și cu excepțiile în care am mai apărut pe la Dan Chișu în două filme și pe la Cătălin Saizescu într-un film așa figurant. Nu mi s-a întâmplat chestia asta. Dar eu acolo simt că aș vrea. Adică dacă mi-aș arunca așa o proiecție... Ce ți-ar împlini sufletul da, profesional. Așa, da, adică mai ales că cel puțin acum mă bucur. Eu sunt totuși un mare consumator de, de cinema, măcar din perspectiva spectatorului. Sunt un spectator profesionist, ne fiind un profesionist e, și mă bucură foarte mult că se întâmplă lucruri foarte mișto din nou în filmul românesc. Adică am văzut, urmăresc, sunt la curent și îmi place. Deja a început de vreun an, doi, îmi placă foarte mult ce văd. A fost o perioadă că... care nu mi-a plăcut deloc, adică... Bine, tuturor, n-aveai ce... Am fost acum la noaptea filmului, noaptea alba filmului românesc și am văzut încă două lozuri. Alu Paul Neguescu, cu băieții ăștia minunați, cu Bucur, cu Boguță și cu Papadopol. O plăcere. O ai că am stat cu zâmbetul până la urechi două zile după ce am văzut filmul, A o stare excepțională. Mi s-a părut fabulos. Ai simțit vreodată că poate încă n-ai descoperit pentru ce ai venit aici? Poate nu ți-ai descoperit încă cel mai mare talent al tău sau cariera ta poate nu e Păi știi că o perioadă am avut senzația că eu sunt chiar foarte important, am o misiune, am ceva. După care, după ce am ascultat uh, o parabolă pe care a scris-o Arsenie Boca, așa mai, când fusese dat afară de peste tot, și nu mai era călugăr, era un simplu... A scris-o despre el, sunt convins despre asta, vorbea de uh, cocoșul Jean Leclerc, știi? Era un cocoș, spune părintele Arsenie Boca, care era atât de mândru Că el Cântă în fiecare dimineață în zori Și în urma cântatului lui Răsare soarele Încă la un moment dat, într-o noapte Pe care probabil a petrecut-o cu Două găinușe mai zburdalnice Nu s-a trezit mai târziu Și a constatat că Deși nu cântase Răsărise soarele Și atunci mi-am dat seama că E o prostie să cred eu Despre mine că am vreun sens sau vreo misiune alta decât aceea de a trăi. că adică mi-a ieșit, m-am vindecat de gândul ăsta pe care uneori l-am avut și eu și îți recunosc că poate am o misiune, poate am un sens. Nu cred. Cred că toți îl avem. Și niciunul nu e mai important decât celălalt. Și tot uh, lucrurile care ne fac să trăsărim contează ce mai mult. Eu așa cred. Și astea le regăsești oia trei, patru prieteni pe care i ai, cu familia ta, cu de tale, adică e un cerc, cercul nostru. Ăla e mai important decât orice altceva, inclusiv decât orice fel de profesie. Care e și nu e, știi? Cât de -aia mai și la pensie, din când în când. Da, din când în când. Cât la sută ești spiritual, cât la sută ești cerebral, din față de cum ai fost înainte. Băi, eu nu sunt niciodată cerebral, adică îmi lipsește dimensiunea asta a raționalității, a ceea ce s-ar putea defini a fi un om cerebral. Eu nu sunt spiritual aproape niciodată în timpul liber, eu sunt spiritual dacă sunt doar atunci când sunt pus într-un anumit context. Uite, când mă invit tu la un podcast, când mă invita cineva, când discut... Ceva ce nu e pregătit, adică nu mi aparține mie, intrăm într-un flow și flowul ul ăla uh, produce ceva. După ce se termină cu flow, <laughs> sunt uh, un om de o banalitate absolut uh, ucigătoare. Și uneori mă îngrozește uh, cât de uh, anost și de stupid uh, pot să fiu. Atunci, din uite, mă ajută din când în când, mă mai scoate, îmi dă 5-10 minute, o oră, două, care simt așa că se întâmplă ceva mai important decât propria mea ființă, după care mă reîntorc la o stare de banalitate absolută. Orice artist, cum ar veni? Bă, nu știu, n-am fost. Iubesc foarte mult artiștii. Mie mi se pare că cel mai frumos lucru pe care un om îl poate face pe pământul ăsta este să fie artist. De asta eu pentru voi, pentru cântăreți, pentru actor pentru pictor pentru oricine își pune sufletul pe tavă într-un fel sau altul, eu consider că ăștia sunt cei mai importanți oameni de pe pământ. Sunt cei mai mișto oameni, artiști. Eu nu sunt, că n-am. E și tu artist. Dacă ai stările astea, clar, da, ești un artist, doar un om care nu -am de am performat pe și... în uh, niciuna dintre disciplinele artei. E același condiții. lucru ca atunci când ești pe scenă o oră și când și cobori de pe scenă, urci în mașină și de fapt ești totul. E adevărat. E același lucru. Dar ora -aia e magică. Ora -aia e magică, da. Și așa e, așa e și la podcast, așa simt. Că E ceva mai mult decât, decât noi. E 1 plus 1 egal 3, știi, cam așa e. Și noi, și oi soția mea, înainte spuneam că noi doi, 1 plus 1 facem 2. Facem mai mult decât 2, mai e și sinergia. Dar uh, tu ai spus că e Dumnezeu. Acum vezi cum e... Păi, uh... da, e a treia, știi cum e, teza, antiteza și sinteza. Noi dacă am ține conștient a treia perspectivă, chiar într-o relație de cuplu, într-o relație de prietenie, într-o relație politică, într-o relație profesională, în orice fel de relație, dacă am considera că există și o a treia perspectivă care include cele două perspective, n-ar mai fi conflict. Dar așa dacă avem doar perspectivele noastre, noi putem să ne luăm și la bătaie la un moment dacă fiecare are o dreptate a lui. Nu vreau să pomenesc dreptatea fiecăruia dintre tine și de mult prietenă, tot cel mai bun. Păi, da, nu știu. Eu am mai spus-o și profi și de ocazia asta aici. Nu cred că tot ce s-a întâmplat merita să strice predea. Adică a fost suma unor decizii foarte proaste pe care, mă sigur, eu le-am luat și pe care le-a luat și el, care au condus la. Ruperea prietenii noastre. Bun, da, au trecut mulți ani de atunci. Păi știi cum e, trece timpul, se adâncește, dar eu nu. Adică eu m-am vindecat. Nu, dar de fapt, nici nu. Adică niciodată n-am considerat în așa, în forumele untri că s-a produs vreo, vreo rupere, dar am acceptat-o ca atare. Nu știu cum să spun. Adică da. nici nu m-a deranjat, nici nu m-a încântat. Dar, clar, Considerentele și motivele care au condus la ruperea prieteniei noastre sunt de o stupiditate monumentală. Nu -am înțeles. da, e foarte posibil să vi se întâmple ca orice prietenie, da, da. Că atunci când te regăsești după nu știu câți ani, să fie ca și când niciodată nu v-ați n-a stat departe. Se întâmplă. Sunt prieteni cu care eu mă văd după 10 ani, 15 ani și mă întâlnesc acum, e parcă n-am stat niciodată departe. E foarte posibil. Noi nu ne-am mai văzut de atunci. <gântu -se> nu știu cum. cum <gântu -se> nu știu cum o să fie. Nu știu cum o să. N-a fost nicio întâlnire nu, accidentală. Absolut deloc. Nu Și asta am, am, am constatat și Asta e surprinzător. Mi se pare stranie treaba în viața mea cel puțin, eu cu oamenii cu care m-am uh, certat uh, așa iremediabil, cum s-ar zice. Bă, nu m-am mai întâlnit nici măcar uh, întâmplător. Nici măcar, nici măcar întâmplător. Dar nu doar cu el sau în general, am avut vreo 3 sau patru ruperi de contract din astea așa foarte hotărâte. Da, e ceva antiparul tău de te cerți așa cum -s, ceva s foarte tare? Da, eu, eu sunt și prost, adică am am momente de colerism și de deci. Adică eu nu sunt un om de mijloc. Adică eu, din păcate, poate acum, spre bătrânețe, tot prin, prin cultivare, mă încerc să ca o linia de echilibru, la mine e, am fost tot timpul o pendulare între extreme, adică e ori un da hotărât, ori un nu la fel de hotărât, adică foarte puține nuanțe între da și nu, așa că a funcționat, funcționat softul meu, e așa, asta e, să-i asta e calculatorul, n-am ce să fac. Ai pune un hard drive, da, mai, da, instalează pe ceva, să mai, mai instalează ceva. Pune 15, se lansează acum. Da, un update. N-am funcționat așa. Adică, din păcate, la mine, când s-a zis o vorbă aia, s-a zis și a rămas așa. De, de prostie, adică eu îmi dau seama că e o tâmpenie asta. Adică, dar e o, e o lipsă la care n-am avut foarte multe resurse să -o, o vindec cumva. Da, sunt convins că dacă drumurile voastre se vor. De întâlni eu, o să gestionați foarte frumos și sper din tot sufletul atunci când o să vă întâlniți să fie. Ce faci? Bine, mă? mă, hai, vino cu acea. Uh, să fie o îmbrățișare din aia de. E, știi cum e, uite, mi-am inteles un film că tot vorbeam de chestia asta. E un film foarte misto. Poate fi considerat un film foarte comunist, dar e mai mult decât atât. Puterea și adevărul de Titus Popovici, Nu știu dacă l-ai văzut. Nu. No. Uh, e Odiseea. Uh comunismului în România, dar metafora e că e pe un șantier, știi? Și pe un șantier care de fapt în plan simbolic a lui Titus care este România, niște băieți foști ilegaliști care deja sunt acum răspund de acest șantier, vor să construiască ceva, adică se construia comunismul ca metaforă. Și în toată în trio ăsta de prieteni foarte buni, bă, doi, șeful șantierului și cu un chimist, se ceartă la modul în care chimistul se șirce la pușcărie fiind acuzat de sabotaj că el citea niște reviste științifice occidentale și ei spun domne domnule, este astea occidentale? Și zice, că nu sunt occidentale, că eu sunt un om de știință, nu fac politică. Și în sfârșit ăla îl bagă pe tovarșul lui inevitabil la pușcărie, știi? Pe adică omul se dovedește că ecuațiile alea pe care le spunea el despre șantier erau valabile. Era ideologic chestii și Titus Popovici își permitea așa cumva să arate și greșelile, rigidității staliniste din prima etapă a comunismului și de-aia se putea în film chestia asta ca se audă dinainte de Ceaușescu care apare și el metaforic în film e la tânăr care uh -huh. e reformist, e un băiat care îi și împacă pe ăștia doi la un moment dat. Și ăla stă vreo șapte ani la pușcărie îți dai seama, Upe. se rupe o relație de frăție și filmul se termină foarte frumos în care după filmul, îți dai seama. Bă, l-ai băgat pe ăla la pușcărie, pe nemeritatele. Ăsta se întoarce, sunt bătrâni, șantierul merge, țara e bine. Și joacă, am, uh, Mircea Albulescu e tartorul și am Pelea e chimistul, ca să zic. Și la final, pe ăla să singur, ratat, îți dai seama că și-a făcut toată viața, l-a părăsit și nebasă, a stat la pușcărie și l-a acolo, la el în garsonieră și după 20 de ani sau, nu știu, 10 ani, cât au că vor fi trecut, bate cineva la ușă și el a deschide și e care l-a băgat la pușcărie, care pur și simplu intră și pune paltonul în cui, îi dă două sticle de vin sau nu știu ce a adus acolo, ăla nu zice nimic, a îl poftește, ăsta se spală pe mâini, se așează la masă, la mai au o farfurie, ia în aia, îi pune și lui și pă, nu zic nimic, mănâncă fiecare acolo și se termină filmul. Ceea ce e, e, e așa ca, ca metaforă de an, ce să zici, că e probabil n-ai ce să zici. Într-un context asemănător, ce să mai zici. Tot ce contează e acum, până la urmă, urmei, că na, și a fost a fost fiecare a trecut prin experiențele lui după Bă, da. și învățămintele Că probabil tu ai avut multe dia dialoguri interioare cu Mircea. Stai seama. Te-ai ce certat cu el în sinea ta dai seama, de câteva ori. Stai seama, sigur că da. <laughs> da. da, normal. Normal. Că atunci când te cu cineva, după aia, după ce nu mai vorbești, tu, în mintea ta încă mai spui, încă mai spui, încă mai spui. E, e mișto aia, nu știu cine a zis-o, pe un francez deștept, a zis, domne, uh suntem prea bătrâni ca să ne mai certăm pentru că s-ar putea să nu avem timp să ne împăcăm. Este mm -hmm. o chestiune pe care vine și asta odată cu vârsta, nu neapărat cu bătrânețe. dar și dai seama că uneori impetozitatea și orgoliul de cine a avut dreptate mai mult într-un context stupid poate să ca o prietenie. Asta e. Da. Clar. Acum câțiva ani eram la la munte cu Mircea și nu l-am întrebat niciodată de ce, de ce v-ați certat, dar uh, eram curios, știi, dar n-am întrebat niciodată și nici pe tine nu o să te întreb așa că nu e okay, nu e treaba e mea. E ridicul motivul de asta, să nu-l spune pentru că este nefacent. Nu, ne nu, face nu, e, nu e nici <laughs> treaba. <laughs> se duce misterul. Nu, se du <laughs> <laughs> nu, nu, nu e treaba mea și chiar nu, nici nu vreau și din respect pentru amândoi chiar nu vreau să pun întrebarea asta. Și uh, mi se pare tare, știi, că lucrurile uh, duc într-o... Nu știu, pra practic tot acolo ajungem, știi? Oricât de mult, erau uh, două exemple, că unul ia într-o direcție, altul în alta și până la urmă tot acolo ajung, știi? Ca și înțelepciune, ca și mental, ca și dezvoltare, până la urmă tot acolo ajung, știi? Da. Nu și mai ales că experiențele sunt oareși cum similare, deși fiecare probabil că și-a propus să nu fie așa dau da doar un plot. Noi ne-am dus pe fente diferite, dar la sfârșitul fentei a fost o țeapă și sunt, eu sunt absolut convins că și el și-a luat țeapa lui și eu mi-am luat țeapa mea. Dar fenta din capul nostru și ideea că, domne, e mai bine așa pe drumul, fiecare a ținut o langa că e mai bine pe un anumit tip de drum, ambele variante au fost greșite, ceea ce e mișto. <laughs> adică, într-un fel... Și că e mișto, că e bine că n-a fost doar al meu greșit. Da, <laughs> da, da, Adică aici e ironia... Muzetea, da, de... da. Că ne-am luat apă. ne luat apă. Și asta e. Da, viața e frumoasă. Până la urmă, urme, știi cum e. Fiecare avem dintre noi avem nevoie de toate experiențele astea ca să evoluăm, să creștem, să... Na, da, altfel nu, dar de-astea probabil că trebuie să apară conceptul de iertare în poveste. este important creștinismul că el aduce această virtute extraordinară de a rupe... doar iertarea poate să rupă raportul, nesfârșitul raport cauze efect. Bă, dar tu mi-ai dat-o prima, păi și tu, păi tu eu ți-am dat-o, dar tu mi-ai dat cu pumnul, păi eu îți dau cu băta, păi și vine nepotătul și mă dă cu pistolul și de -alea. Și la un moment dat, dacă nu se împacă lucrurile, nu, se rezolvă nimic, adică lucrurile rămân în bula aia. Uite-te că de 5.000 de ani niște palestinieni se bat acolo pe o bucată de piatră cu niște verde ai lor, care sunt după tată chiar frați vitrei. În mijlocul lor a venit un concept, se numește împăcare, că Isus e născut în Betlehem, adică e acolo, în Palestina de astăzi. Cât timp nu vor gusta și unii și alții din împăcarea aia și din iertarea aia, se vor ciolăni în continuare ceea ce se și întâmplă și astăzi. Bă, după atâția ani. Da, e fascinant. Și e, miza e la fel de stupidă. E o bucată de pământ. Care până are nimic, e deșert. Adică e... E nici măcar să-i batem pe niște resurse, pe niște păduri, pe niște chestii, pe ăla, de mele, pe sale mele. E pustiu. Dar e... De la asta vine și cearta între frați, că se mai ceartă pe un... Da bucată de pământ pe o casă între Între și că... unguri, între rușii ucrainieni, între palestinieni și izraelieni, între... Tot și ăsta, tot. Sau puterea, sau... Neiertarea. Păi clar Neiertarea. că unul a greșit acum. Trebuie să ne împăcăm odată. Încă. Altfel nu se oprește niciodată, adică... Și poate că nici nu se vrea, poate că astea sunt mesajele subliminale. Tu ești un expert în NLP, în zona asta de... Bă, nu, sunt un expert, nu. Adică, pur și simplu, am... Eu, eu am studiat post-factum, adică după ce mi-a luat CP, a trebuit cumva să înțeleg de ce le-am luat, știi? Și atunci am zis, băi, asta e pic. Și așa m-am apucat cumva să, să, studiez zona asta, pe care după aceea m-am ambiționat să o și predau la, la facultate de jurnalism. M-am așa vreo 8 ani, 10 ani cât am fost pe acolo să, din voi și pe copiii cu ce să nu fac în meseria asta numită jurnalism. Nu știu cât am reușit, dar da, sunt niște mecanisme. Acum încă predai. Nu, nu mai predau. Nu mai că... A fost și amuzant așa. Am aflat ducându-mă să-mi iau, să iau salariu că nu mai lucrez acolo, la facultate, dar nu mi-a zis nimeni și mie înainte să. După 10 ani. După 10 ani. S-a schimbat decanul, mă rog, s-au fost acolo niște considerente și alea politice stupide. Și, mă rog, am... Da, nici nu regret pentru că la un moment dat era în zadar, adică uneori aveam senzația că mă duc degeaba și eu și copiii, adică nu... nu, nu. Dar cât de prezentă e politica în viața ta Deloc nu mai este. A fost. Și asta a fost una. Adică ți-am zis de afacerile bune pe care le-am făcut. Asta cu căsătoritul de vreme și cu mutatul la țară, dar am avut și niște afaceri foarte proaste. Execrabil de proaste și anume aceea de a considera că merită investit așa în lupta politică. Ce prostie. Fără. Absolut fără sens. Cel puțin în România. Adică nu există așa ceva. Nu, e o tâmpenie. Nu există o politică în România. Există doar un sistem în România care are același sistem și care are toate fețele acoperite de el. Că ești liberal, că ești PSD, că e oricine ești tu, din punct de vedere politic, tu de fapt ești din sistem. Și atunci sistemul e mai puternic decât orice cetățean care are așa o idee de a face ceva mai bine decât vrea sistemul. Nu. Am înțeles târziu că Sistemul se va schimba când va dori el, nu când vom dori noi ăștia care nu suntem parte din sistem. Sau o parte foarte de la periferia sistemului. Dacă nu ești în centru de decizie, dacă ăla care e acum la butoare nu vrea să schimbe, nu se va schimba niciodată. Da, recunosc că e pentru mine un domeniu în care nu am avut niciodată tangențe, A, niciodată din, din familie n-am avut și... La noi nu au existat discuțiile astea, deci nu. Te-am întrebat pentru că știu că tu ești și ai La fost. La mine nu au existat foarte... că părinții, bunicii erau uh, act activiști din ăștia anticomuniști, adică pentru ei, pentru ei comunism a fost ceva uh, care i-a marcat uh, urât. Și m-am crescut în mediul ăsta de interes politic, așa cumva, și m-am dus după fenta, și Așa, o prostie, adică nu. Dacă aș da un sfat. Uh, oamenilor de bună credințe este să stea departe de, de politică. Că se pierde acolo, n am nicio șansă să schimbe nimic. E, ferm, ai spus chestia asta. Nu și îți mănâncă și viața. Adică eu măcar m-am dumerit așa, m-am prins târziu, dar măcar m-am prins. Dar am văzut oameni care și-au irosit căznicii, familii, vieți, într-o bătălie politică care n-a dus niciodată, n-a dus nimic bun, adică, adică a fost, po poate doar ar fi adus un, unor la niște privilegii, dar scurte, că cam tot s-a dus la pușcărie, adică, nu, adică nici măcar asta. Unii au luat niște bani, tot la pușcărie s-au dus, dar e ceva urât, adică nu, e ceva foarte urât. Și acum, îți petreci zilele, în <laughs> da. Pentru o așteptare, așa cum ai zis, că ceva bun se întâmplă în fiecare zi. Da, băi, am ajuns la, la, la vârsta la care chiar mă bucur cu adevărat orice. Mai sunt, acum mai cresc cu nepotul meu și mai putem... Cât are acum? O să facă 5 ani în octombrie. O, ce e mai măricel, nu e nu mai e așa de... Are și Înțelegi, o să, de, oh, da. da. Și are și momentul lui de independență, dar nu mai, nu mai stăm să-l cocoloșim noi, așa, îl simt, așa că vreau un pic de autonomie și atunci ne mai permite și noi să o iau pe și să facem ce n-am făcut multă vreme în tinerețile noastre, să ne bucurăm de un teatru, de uh, bărbați pe de bazar de cotroceni, de noaptea filmului românesc, de Bogdan Simion care are un party nu știu unde, adică micile uh, pozerii burgheze, cum se numea pe vremuri. Adică așa... Sunt foarte norocoși, bunici atât de tineri și aveți toată perioada asta de acum încolo să vă țină Dumnezeu sănătos, păi, să vă bucurați de, de, magia asta care există între voi, pentru că îmi dau seama din ce povestești, că e o magie între tine și soția ta. Bă, este, da, adică... O salut din partea Sărână. noastră. N-am cunoscut-o pe doamnă, dar poate la o un moment dat... Că... Eu recunosc sincer, adică pe mine mă surprinde și cred că asta e de fapt magia despre care vorbești tu. Mă uit așa la ea și o descoperă fiecare zi surprinzându-mă. Adică mă surprinde plăcut. De deștept, ai fost ca ai ales-o. n-am nici nu-mi dau seama. Adică, la mine a fost uh, o hotărâre uh, extrem de vehement, Adică, eu a știut, nu știu cum să-ți explic, dar când. Uh, am rămas noi împreună atunci după Michael Jackson, eu am știut așa cumva, fără să-mi dau seama că ea e. Cum am și știut înainte să se nască fimea că e fată, cum am știut că înainte să nască fimea va fi băiat, adică sunt lucruri care cumva mi-au venit așa ca niște certitudini iraționale, adică n-am nicio explicație. Mi primit informația. Probabil, probabil că da. Era acolo în univers și da, da, probabil că așa se întâmplă de fiecare dată. Ele sunt acolo. Da. E lumea ideilor sau e Dumnezeu care te... Nu, nu cred că... Băi, tu te-ai că noi fiind continuitatea atâtor neamuri de la Adam și Eva încoace, că tot ceea ce au trăit aia e undeva pus într-o bancă acolo, cosmică. Și alea sunt activele <sus> care operăm fiecare. Că vine mult din genetic, adică... Și asta e eu cred că asta trebuie să înțelegem noi, că bă, nu i rămâne nicio factură neplătită. Poate nu o plătești tu, poate... Generația următoare înțelegea... sau peste da. două, trei. Da, și atunci e bine ca oamenii să-și plătească ce -au... Să ierte când e de iertat, și să... să... Și să plătească consumația. Asta hmm. e foarte important. De asta zic că, bă, dacă cel mai drag copil al tău, bă, trebuie să se ducă la pușcărie că trebuie, ca a greșit în fața legii, lasă să se ducă la pușcărie și faci mai bine decât dacă vei interveni în cursul destinului și să crezi tu că dacă te o șpagă și l-ai scăpat, va fi mai bine. Nu va fi mai bine. Plata bine, Asta e cazul dus la extrem, dar înțeleg conceptul. Da, da, adică plata trebuie... Are te o randafir vorba asta, bă, la masa la care consumat. ai consumat. N-ai bani, spală vasele, fă ceva, adică trebuie să plătești. Nu poți să plătești fără să plătești. Te va urmări datoria <laughs> toată viața. Da, interesant. Da, îmi pare... Nu știu, așa sunt, parcă neterminat acum, deși știu că mulți mai așteaptă poate o continuare, să mai stăm, să mai povestim, însă eu aș vrea să, da. să, să ne luăm la revedere acum. Mulțumesc! Și eu la revedere nu e pa, să poate ne mai revedem. Băi, sper, că atunci... mi-a făcut mare plăcere și îți mulțumesc că mai chemat și vin ori de câte ori. Abia aștept <laughs> să, să ne anunți care e următorul tău proiect de suflet pe care. Uh, pentru care te trezești în ziua. Aia. Care va fi, că nu știu. Deocamdată nu știu. Vă mulțumim că ai fost aici la Vorbalul Jorge. Dragilor, vă mulțumim că ați fost și în, această, și în acest podcast alături de noi. Vă invit să dați like, share, subscribe canalului Jorge oficial și să ne vorbim frumos și să ne purtăm frumos unii cu alții. Vă pup, capul sus, nasul jos.